partea mea Mirat Tsunami. Dedic cea mai frumoasă melodie, bineînțeles cu mare respect, pentru fratele meu Sambi din Dublin, pentru nevestica lui, pentru Giolobana, care iubește cel mai mult mama copiilor lui. Andalante mama era la căia camei de ciumita. Gata cu fotosinteza, cu cioarele astea, că ne dă de pușcării, e mâncați aș gurat. Ce faceți, mă? Salutare, Claudia, salutare, Daniel Drăgoi, Paoroșca, Boca, Jerry, Mădălin, Tatolici, Struțu, Gabi Baboș, toată lumea, client 3, Sunic, Ușor Gaming, Mari Baboi, Sorinel de la Sibiu, Alex PVM 69, și Viorelule, ce mai faci, băiatule? La la li li la la le. Ce faceți, mă? Unde ați fost? Cum ați fost? Pe unde ați fost? Cum ați petrecut? Noroc, noroc, noroc. Hai noroc, hai noroc, să fiți sănătoși. Ce faceți, mă, cu metrii mei? Cu scrii mei? Șefii mei? Pe unde ați mai fost, teghereule? Bonasera, teghereu, bonasera, bonasera. Da, 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 nu știu ce s-a răspuns, Silviu. Șefule, n-am cum că... N-am cum, deci la... numai cât am auzit n-am cum, ăsta nu mi-a plăcut. Hai, gata, deci n-am cum. Poison, te pupăm, frate, te pupăm, fratele, teghereu, piersicuța. Piersicuța, ea este piersicuța. Respect la toată lumea. Ce faceți, mă? Te pumă, te ghereule, mă. Important e unde suntem, nu unde am fost. E, nici chiar așa, șefule. Că poți să fii până locuri de-astea nasoale. Octav, ce cauți, mă, pe aici? Mai existi tu pe aici? Nu te-am mai văzut încă. Octav. Păi, nene, dar căștile astea mă strâng tare rău de tot. Nu știu ce dracu se întâmplă cu ele. Păi ce că sunt urât pe top? Mai am și căștile astea de Labrador. Oh, Mademoiselle Achante, Alexandra Nego, cu cheiță. Oh, sală cu metri. Sală cu metri.
Mai gesturi de astea de băiat are Alexandra. Vedeți? Persicuță, te pup, Jerry Poison, te pup, te pup, Octav, salut. Capul crește. A, roșca ți s-a făcut, te înjur. Adică vrei să spui că sunt căpățânos sau ce? Că nu te înțeleg, nu prea te înțeleg așa. Vrei să spun că sunt căpățânos, șefule? Ha! Practic toată viața mea am fost un căpățânos și nu mă tem de asta. Important e ce are capul în el. Avioane de hârtii are capul meu în ele. Da. Zăt. Hei, această melodie! Bineînțeles că e hit! Din partea mea FS, distracția mapa mondului! Pentru toți bilionarii! Ascultați-mă ce zic, ascultați-mă ce zic, da. Aveți în buzunare, trăiesc viața la valoare. Ai văzut? Am salutat și mai sus, am pus și pu, dar, aha, aha, ai devenit dulce, dulce ca o amandina cu pe sfârșit Alexandru. Bine, te ai un colimatoriu. S-a primit 10 floși de la Godfather, hai să facem safteaua, dacă e joi. Bună seara, mă dorim, bună seara tuturor, cea te pup și... Și tu milionare, demonstrează că ai valoare. Și sărac lipit de-ai fi, trăiește ca în ultima zi. Ești nebun, nebun, nebun. Vezi de sâmbătă și tânărul. Dă-i nebunule, să simtă că vine. Vezi și faceți tot ce vreți, că altă viață nu mai aveți. Avem și link de donații, dar moderatorii mei sunt în pauză, dorm. Cred că, nu știu, s-a întâmplat ceva cu ei. Măcar să mă aleg cu ceva. Cum să nu beau două zile și să nu mă împart cu viața mea. Ce să fac, mă, mei, să nu te stau pe aici? Ce faci, mâncați și gurat? Am scris de un an de zile pe aici și un membru nu ți-ai luat și tu. Păi, mei, să mă, ce dracu se întâmplă cu tine? Imediat. Aha, Jerry e în vacanță, Boca, Claudia e forță, bagă link. A rămas Claudia să modereze, dar știi că e plecat. Păi, da? Sunt în vacanță, toată lumea, frate, a venit. Marea, marea, hei, yo, hei, yo. Mare este viața mea, mare, hei yo, hei yo, mare te cheamă la ea. Iauzi, Radu, plânge Oana, ciocolată toată ziua. Câți inci? A, suntem 308, stați, stați un pic așa să dau și eu, să distribui și eu ăsta, noutăți, pe Facebook, hap, live. Pizdo sunt Beto, știi că vin din militari. Spar bani pe lăutari, gaborii sunt poponar. Pizdo sunt Beto, noi suntem tar, voi boschetar. Vrăjeală dulce cofetar, mă vezi pe stradă și tresari. Pizdo sunt Beto, știi că vin din militari. Danele, te pupăm, frate, mulțumim frumos pentru 5 balauri din ăștia mâncați și gurata. Sunt la muncă, boss, mi-am dat seama. Mădălin Totolici, te pupăm, Mădăline, mulțumim frumos și ție și lui Godfather și la toată lumea.
Te pupăm, Alexandra Neagu, mulțumim frumos din suflet. Bag acordeoane, Alexandro, nu mai acordeoane, bagi. Îi place, cred că melodia asta și-a rămas setată, că nu o pune nimeni. Mulțumesc și eu, te pup, ești o frumoasă și o dulce. Ce să zic, nu mai zic nimic, să facem și noi o melodie acum pentru cu mătră mea, pentru Alexandra, dar ce să-i băgăm? Ce să-i băgăm? Da, 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 nu mai melodia asta, mulțumim Alexandra frumos. Nu mai știu, bani, manele, ce trac să mă... Ia uite-te ce avem aici. Aha, nu, nu e bună nici melodia asta. Ce, asta e o băgămă, că asta îmi place mie. Și a ceva mai... Te bucur strâns. Dragostea se face în inim noi, e secret rămâne între noi. Am primit și noi balena asta, dar acum mai cum se. Claudiu, bine că n-ai băgat-o pe aia cu foaie verde, nu știu cum, că mă durea capul. Te pupăm, Alexandra, mulțumim frumos pentru donație. Struțule, te pupăm, frățiorul nostru Struț, puterea noastră, puterea gigabiților, puterea naniților, puterea wifi-ului, Robco. Ce faci, bă, frate, ai înviat? Nu te-am mai văzut 100 de ani pe aici, ce dacă faci? La 500 dăm drumul la nebunie și nu uitați de și un share. A venit Jerry, măi, e, nu poate să abțină, mă. La 500, Erben, te pupăm, Erben, te pupăm, frățiorul nostru Silviu, care mâine ai treabă, nici am mai ascultat mesajul cum mi-a venit rău, mâncat să-și gurată. Vă pupă toți, vă salut, vă iubesc. Am făcut și o rimă și nici aia bună, nu? Salutarea tot cea la toți membrii, vă pupă toți, fraților. Doar în Ferraro am încredere, da. Road the glory. Haideți, fraților, și noi cu like-urile, băgați și voi like-urile alea, așa, alea care mă rog eu de voi să vi le dați și ce zic, să ajungem în top. Nu sunt supărat pe tine, Antilopă, știi bine că nu-mi place să vorbesc de două ori. Dacă am ajuns să vorbesc de două ori cu tine, înseamnă că nu ți-i respect de mine și dacă vrei să te înjuri, te înjuri. M-ai supărat foarte tare, foarte tare. Lasă-mă în pace când trece mie. Sorinel de la Sibiu, te pupăm, frățiorul meu. Pizdos în beto, știi că vin din militari, spar bani pe lăutari, gaborii sunt poponar. Pizdos în beto, noi suntem tari, voi boschetar, vrăjeală dulce cofetar, mă vezi pe stradă și tresari. Pizdos în beto, știi că vin din militari. Pizdos sunt beto, vin din militari. Cum mai ești, fratele meu? Sunt bine, mă, frățiorul meu, nu te-am mai văzut pe aici de o grămadă de timp. Nu știu ce s-a întâmplat cu tine, că am văzut că tot aia mea, pe toată aia, zic, na, ce mai facem, mă, băiețașul ăsta, n-am mai fost pe aici, n-am mai văzut pe live-uri, pe astea. Mai dai pe listă în seara asta, că sunt pus pe ei, mi-i dai pe listă, nu, struțule, dă-i dracu, nu pasă mai ne supără până nimeni.
am ajuns la un level în care mi-a prins țigara, deci fiți atenți, fără ca să scăpăr bricheta. La ce nivel mâncați și furată. Sunt eu, Tonetozaurul din Milano. Vă salut pe toți fraților. Hai să vedem și noi în această mirobolantă seară dacă dați acum un număr mare de like-uri. Începem Moment TV-ul. Hai să vedem câte like-uri avem și cât suntem și cât facem și cât om fi. Să vedem de ce dăm în seara asta. Suntem 510-297 de like-uri. Nu este bine deloc. La 500 de like-uri facem și noi acum repede, repede, repede. 297 de like-uri. Așa, 306 like-uri. Așa. Hai să vedem și noi câte like-uri facem. La... Ca să dăm drumul la OMTV, mâncavași gura voastră. Nu mai stați, nu mai bateți pasul pe loc. Haide! Alexandra, cu ce mi-ai dat aseară și cu ce mi-ai dat acum, mai pun 100 peste ei și mă duc să-mi pun păr, dacă tot îți place așa peruc. nu mă lasă mă deloc în pace, te vezi? Nu mă lasă deloc în pace. E jale pe ea. Așa. Fraților, să nu aveți niciodată încredere în femei, vedeți? Sunt perverse, au fetișuri cu cățeluși. Vedeți? Da. Vedeți ce se întâmplă? Da. Gata, e gata și piciorul de lemn în seara asta, mânca vajura voastră. Ce vreți, mă? Uitați-mă. Da. Deci femeile au din astea, au feti. Stai că-mi cade părul, să moară familia. Codrus Budnar, te pupăm, frate, bine venit în clanul Ferran. Deci femeile au fetișuri de astea cu cățeluși. Înțelegeți? Care treaba? Deci, înțelegem că, ce frumos ești. Domnul Alexandra, mulțumim frumos. Mulțumim. Herm Beneș, frumos. Mamă, bă, să moră familia mea, să ne murim, bă, să moră. Vrea să te vadă cu piciorul de lemn, da? M-am îndrăgostit de peruca aia, te cred, Alexandru. Vezi eu mai bine. De unde? Vă bate joc de mine să moară familia, mă puneți, îmi băgați pe aici și șpăgi ca să stau cu părul ăsta așa, mânca faci gura voastră. Da, sau dacă nu aveți fetișuri cu căței, vreți să vă latre cineva la pisica. Da. Altceva nu văd. Deci nu văd altceva, fraților. Chiar nu văd altceva. Aveți voi câte ceva din toate, da. Mai au și femeile fetișuri, da. Cine dracu mă sună acum? Nu, nu, nu se poate răspunde. Este grupul meu de bandiți, bandiții uzi. Este un grup de prieteni. Haideți, faceți voi cu 500 de like-uri ca să dăm drumul și noi la porcăria asta de oameni. Să vedem și noi cine e pe aici, cine face, cine drege. S-a stins calculatorul. Nu vă faceți griji. Și-a dat un autorestart din ăsta, nu știu de ce. Și-a dat un restart din ăsta, fraților. Așa mai face el. L-am cumpărat de la lui Stan. Are boala copiilor pe el. Marius Tudor, te pupăm, frate. Te pupăm, te pupăm, te salutăm. Te salutăm, te pupăm.
Da refresh la Ome. Acum am dat refresh. Da la Ome TV. Acum am dat. Sunt cu părul ăsta în cap. Probabil o să mă bagi și pe mine în seamă ceva. Hello, hello my brother! Hazmi țeava, dar stați că sunt pe o țară de asta care n-are nicio treabă. Oameni buni. Mamă, sunt mirobolan cu părul ăsta. Copă aici. Bună. Bună. Ce faci? Bine, tu, dar gen să stai cu picioarele încolo. Au, lasă să stau în pusii pe ce ai zmurit sărăți. Din greșeală, Mirabela, ai ceva de bună, din greșeală, bine. Mirabela, da, ori, da. Da, așa să vedeți acum ce le fac eu la ăștia. Hei, nu mai vă care. Mecherie, auzi că trici. Salut. 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 Bă, cum mă, ia stai, bă, bă. Bă, sunteți conștienți că eu mă uit la voi până acum? Are răbute și are valoare. Te ajută pe toți. Te ajută fiindcă are. Te pupăm, domnul Robocap. Te pupăm, frățiorul nostru, mulțumim frumos. Bine ai venit, bine ai revenit. Olu. Dracu, să dăm și noi de unii niște oameni normali să vorbim și noi cu ei. Costa, te pupăm, frate. Ferrari, zici că ești captitorul zău. Ia uitați-vă, dar ce rușine fă să faci de asta? Ce? Cum s-auzea la nebunul ăsta. Gata, fraților. Asta e ta. Armand Georgian, te salutăm, frate. Bă, dar nu se conectează. Ce dracu se întâmplă? Voi de sunt o babă, era bună, dar... Bună, dar... Bună, fetelor. Bună, fetelor. Dar ce păr frumos ai, așa-i ca aia, să te pune... Îți place? Îți place? Că ăsta te pune pe TikTok, ați văzut, mă? Raul Tuh, T-U-H-U-T, Tuhat, talent, te pup, frate, mulțumesc frumos, mulțumesc frumos. Oh. No, deci nu dăm de un om, serios, să avem și noi o conversa, gata, mă fac interloc, mă fac interloc în cavașura voastră, stați așa. Vedeți, mă? Și că Alexandra aia ține la mine. Vedeți, mă, ce suflet de mamă vitregare? Acolo scrie 4641, la 5000 îmi cumpăr piciorul de lemn. Mă vrea cu piciorul de lemn. Să-ți fie rușine, Alexandra, pentru că faci din astea. Te pup, Simbad. Uite de ce ia de la Alexandra, vedeți? Asta sunt femeile, mă, să n-aveți încredere niciodată în el. Adun, în femei și în picior de lemn să n-aveți nicio șinalidat și chinezești. Să rup când ți-e lumea mai dragă. Mâncavași gura voastră. Vedeți? Uite, vrea să-mi cumpere picior de lemn. Mare e... Să vedeți și voi. Nu. Ceva nu e bine. Cosmin, te cimeu. Mulțumim, Alexandra. Glumesc, să știi. Mulțumim frumos pentru susținerea ta. Bună. Bună. Nu te aud. Ce faci? Bine, tu? Ce naibă, am venit acum de la parchetul general, că am fost acuzat de trafic de pufuleți. Ferraru. Nu, eu sunt da. Din ursuleții pufoși. Tu ești Ferraru, nu că ursuleți pufoși. Și tu cine ești? Cristina Maria. Bună, Cristina Maria. Câți ani ai în primul rând ca să dialogăm așa? 14 ani. Ce dracu, dă foc.
Hai, te pup că ai 14 ani și nu vorbesc cu minorii. Dă-i drumul la sobă. Dă-i drumul la sobă să mai facem încă o strofă. Ia să văd și eu soba ta, e mișto? Uite. Ceau. 14 ani. Ce faci, interlopul meu? Băi, nu mai de tine, nu vreau să dau feranul. Ce faci? A, m-a cunoscut și ăsta să moară familie. Cred că ți-ai pus peruca aia, nu-ți mai cunosc. Bă, nebunule, sunt altceva, trăiască familia ta, sunt alt sos de pe tepul cu metri, atunci lasă-mă că vreau să-mi fac talentul aici. Tepul. Ești negru sub acoperirii, nu? Da, te pup, te pup, pa. Ferrari omoară greile la din casă, ce dracu să-l omor? Cu ce să-l omorăm? Chis la muzică aici, pe balcon? A nebunit capul. Eu ca lume, eu vreau să vorbesc în timp frumos cu ei. Auzi, mă, ia rău ăsta, i-a pierdut. Bună. 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 De ce ai fugit din cameră? Pentru că mi se pare că ești cunoscut, ești YouTuber. Nu. Ba da. Tâmpito, sunt doar un cocker spaniol. Ham. Sunt eu cockerul spaniol. Mă auzi? Mhm. Mă vezi? Mhm. Mă simți? Atunci ești nesimțită. Deci, dacă ai canal de YouTube și filmezi, te rog am să mă... canal de YouTube, nu am nimic, de ce dracu toată lumea spune că căcatul ăsta? Nu am canal de YouTube. Ba da, sau TikTok. Bă, nu am niciuna nici alta. Poți să te arăt? Ok, dar dacă nu, dacă ai, nu ai, dar să nu mă pui. Adică... nu te pun. Tot poți să te pun, te pun capră atâta dacă vrei, dar altceva nu poți să te pun. Ok. Ce faci? Ce zici? Nu vor, mă, femeile. Nu vor femeile. Vor femeile cu mine. Auzi, mă. Are căbute și are valoare. Te ajută pe două. Uitați-mă! Toate femeile au zis mărie pe mine. Raus Dobrican. Raus Dobrican. Dobrican, ia ești, mă, de aici, dă-mi listă de reclare. Tata, ai început să-mi fur toate gagicile. Tu te vă ferești și lasă-mă în pace. Oh, te pup, Elena, să rămână, mulțumim frumos. Mulțumim frumos. Eu te ce m-am luat eu după Alexandru, stau cu părul ăsta în cap să moară familia mea. Pe nebunezi de cal, de Alexandru. Da, gata, și-a bătut, gata, ți-ai bătut joc de mine mult timp, gata, gata, ți-ai bătut. Bună? Ce sunt astea, picioare, țâțe, ce dracu? Bună, ce faci? Uite ce dracu să fac, dau din craș pentru săraștiu, ce faci? Poți să te văd și eu? Live, live, boschet! Rușinat! Stai disponibilă! Salut! Ce ne prevestesc castrele astăzi, domnul... Urania, zici că ești să moară familia mea de ziua. Ce faci, băi, rămâi blocat? Ce ne zic astrele astăzi? Stai un pic, stai. Da, e, cum se cheamă el pe YouTube? Eu? Karasov, da. Așa mă cheamă, Karasov. Stai, ești pe live acum? Da. Intră pe YouTube. What? Stai un pic, te-am văzut pe TikTok câteva ori. Pe da. Pe YouTube, A.M. Karasov, așa mă cheamă. What? Stai un... Vizionare plăcută. Mulțumim. Aie. Unde ești, bă, șoarice? Unde ești, bă, șoarice de Silor? Cât-al dracu șoarice de Silor? Salut, ce faci? Back la tine, ți-am zis. Mamă, nu pot să cred că am dat-o tine, Ferrari. Ferrari, mulțumim frumos, să rămână, mulțumim pentru... Ce faci, Ferrari? Usta cu cine vorba? Ioane, uite-l pe ăsta, să mor tu, uite-l pe ăsta! Să mor tu! Au, să mor. Deci... Bună, ce faci? Ce faci, fără? Bă, dar nu stăm astea, mă, cu noi, mamă, fetelor.
Hai, salutare. Salut, salut. Ce faci? Ești live? Te caci cu o fată pe telefon. Serios? Tu ce faci? Da. Uite, stau cu băieții. Nu dăm și noi de nimeni, mă, fraților. Să dăm și noi de un... de un panson din ăsta. Bună! Bun! Ce faci? Bine, tu? O, uite pe aici. Sunt supărat. Caut să mă căsătoresc. Să mă însor, să mă fac o prietenă. Dar numai oameni nebuni mă înjură, mă, astea. Doamne. Ce bine? Auzi? Cum te scopești? Te ești băiatul după... Și sunt fericit, n-am crezut că o să fiu așa iubit. Iubirea mea nimic nu ar mai conta decât să vii tu în viața mea. Ai grijă de mine cum tu știi mai bine. Fă-mă să mă simt deasupra la lume. Și dacă mă faci să-l nebunesc, la nebunie o să te iubesc. Ai grijă de mine, iubirea mea. În povestea asta ești prințesa mea. Și te alim și te iubesc mereu. Tu ai cheia sufletului meu. O ne 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 ne. Vreau toată lumea să știe, Bogdan face melodie pentru Conache și Raluca, că așa vrea inima mea. Dedicație specială din partea mea, Bogdan de la Ploiești, pentru bunul meu prieten Conache de la Constanța și pentru viața lui, inima lui Raluca. Asta e melodia de suflet al lui Alexandra, care va veni acum, fraților, într-o variantă mai modernă. Astăzi s-a făcut la Bogdan de la Ploiești, s-a transmis piesa, mâine o să fie gata, așa, într-un un content ăsta mai modern, așa, mai băgat, mai părit, mai pe zigzag, mai pe... știi ce zic? Ați înțeles? Cam asta e treaba. Da, melodia lui Alexandra. Haideți, fraților, spamăm și noi cu inimi pentru Alexandra, care este alături de clanul Ferraro aici și ne apreciază, ne iubește și separat și așa. Și ce zic? Jeanne Sopenau. Chiar dacă încerci să faci OMTV și nu ai cu cine să schimbi două vorbe, să știi că ai o brigadă de tunetozauri care te susține indiferent de situație. Bine, Andrei, te pupăm, frățiorul meu, mulțumim frumos. Da, în seara asta s-a dus dracu piciorul de lemn. În premieră, Alexandra, abia aștept piesa, e pe vine, așa, fraților, spamați cu inimi pentru sora noastră, pentru Alexandra, sora voastră, da? Așa, Claudia, te pupăm, mulțumim, Tudorel Chirănuș și da, fraților, Alexandra, un suflet mare și bogat. Ce să zic? Ce faci, mă? Ferraro, Ferraro, Ferraro! Tu ești dat de șapte mai eu după el, mă? Eu sunt mare fan, Ferraro. Da? Da. Bine, frate, te pup, te salut, numai bine. Auzi, frate. Chiar ești Ferraro, eu să văd. Ferraro, chiar ești tu, că mereu dau de oameni care semnă că te stai și fie așa, stai rău frumos. E simplu, Ferraro, de 3 ori pe YouTube și mă găsești acolo, te salut.
Salut! Ce faci, frate? De unde ești? Bine, frate, tu? De unde ești? Din Târgoviște, tu? Din Târgoviște? Din Târgoviște, da. Ești valah? Nu, frate. Cum nu ești valah? Păi stau lângă Târgoviște. Cât și na, nu acolo a fost valah. Contele Dracula? A fost, dar nu mai. Păi și? Acolo am pușcat pe Ceaușescu, da. Nu mai de asta s-a întâmplat, să m-a rămas. Ce să faci, ai? Ești băiat de bolșevic? Nu. Deci atunci de ce ai o mitralieră la gât? Cu crucea nu mi-a mers bine. Înseamnă că nu ți-a ajutat Dumnezeu. Cum te numești și de unde... Știi ce voiam să-ți întreb? Te rog. Acum fără catering. La... Tu ai citit Biblia? Sau te întreb după pe Discord? Struțule. Nu, dar au o întrebare. Struțule, fătul, eu nu fac manevre și nu fac contenturi a la C. Acu, da, noi nu facem. Cred că tu poți să răspunzi și de-aia te-am vrut să te întreb. Am întrebat mai mulți. Bă, într-o oarecare măsură nu am voie să răspund la chestia asta. Dacă am citit-o sau nu, am citit-o pentru mine. Nu, știi ce voiam să te întreb? Te rog. În Biblie scrie undeva că nu e bine să porți cruci și chestii de-astea la gen. Da, pentru că se referă că lucru pe care a fost chinuit Domnul Iisus Hristos, noi îl purtăm și luăm ca da, chipcioplic da. Și etc. Da. Gata, atât am avut. Așa mi-au zis mai mult și de-aia te-am întrebat. Păi da, dar mâine neastruțule. Credința trebuie să o ai în inimă. Într-adevăr știu că nu trebuie să porți de-astea, dar... Tu știi diferența între bine și rău? O simți? Încerc să o fac diferența asta. O simți? O simți de multe ori, da. Simți când cuiva, de exemplu, e foame? Bă, nu simți. Așa, stă pe lângă tine. Ba da, simți. Adică, simți când ți-e frig, simți când ai simțuri. Dacă, ești, dacă te ghidezi după simțuri, ești cel mai bine. Da. Simți când faci un păcat, îți dai seama mai târziu Alexandra, sau așa. Da. Alexandra, are dușmanie pe mine, mai mi-a băgat de viață să... Am văzut, e cu suta cu... Direct piciorul în seara asta s-a mai... Pe mâine intri pe alea cu piciorul de lemn. Te-a lăsat fără cuvinte? Nu, mi-a zis, te lasă să faci contentul. Am văzut, am live-ul pe dreapta, că te ajut și cu chat-ul și cu... Și acum îi dau și o vorbă separat. Separat. La șmecheria asta. Luptă. Nu mai lupți, mă lași. La revedere. A lăsat la greu, vezi? Da. Te las că acum știu că urmează melodia și na, trebuie. Da, da, nu, 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 lasă că e fără melodie. Da, bă, struțule, ce vrei să mai mă întreb ca să pot să-ți răspund? Te pupăm, frate. Te pupăm, Alexandra, mulțumim frumos. Te pupăm și mulțumim la, pentru piciorul de lemn. Pentru că mai am 150. Fraților, haideți în seara asta că vreau să-l sun pe prigană că am luat piciorul de lemn în capacura voastră și gata. Nu, doar asta am avut să întreb. Altceva n-am. Da, ți-am răspuns și eu. Ah, bombă, ai grijă. Te pupă, Alechia, să fii sănătoasă. Mulțumim frumos pentru contribuirea asta aici. Am și live pornit. L-am pe dreapta, da. Pe să văd pe Bruno sau ceva. Bine, frățelul, struțuleț. I love you, te pup. Bun, atunci, te-am pupat, pa. Te pup, pa. Da, mă, frate, uitați-mă ce face Alexandra, mă, numai de-astea face, mă. Salut! Salut, mă, știi, mă, pe Alexandra Neagu? Nu, de ce? Are dușmănie pe mine, vrea să-mi dea bani să-mi cumpăr un picior de lemn. Ia uite, cu ce ocazie? Hei! Păi, dacă nu-i sănătoasă, mă, femeia, uite-te și tu ce faci. Da. Ce faci, mă? Cum te cheamă? Ce? Vlad mă cheamă. Tu ești Ferraru, nu? Nu. Ai o față de pitulice, Vlad. Pitulice la față. De unde ești, Vlad? În București. Să nu mai zici la nimeni. Ai un fundal așa și că stai în ogor? Să moară mama dacă te întâlnești în București. Bă, să știi. Da. Trebuie să mai curăț pe aici, că zici că sunt în hambar. Ești venit în pakistanez cu chirie în București sau ești... Nu, no, indian, frate. Indian? Mhm. Cum te cheamă? Vah, Dakanina, Vah, Dikanikian? Cum te cheamă? Exact așa. Vah? Vah. Bine, Vah.
te pupăm, mai grijă de tine că... Te-am pupat, ceau. Ești de-al nostru, se pare că ești. Bună, ce faci? Ie. Da. Dar de ce faci așa? Hai că ți-am dat report. A! Fratele nostru, bună, ce faci? Ești foarte frumoasă, ai o față așa lungă. Ai o față lungă așa de cal. Studie dreacu. De ce mă înjuri? Că ești dreacu. Să mor eu dacă nu... Ai fost. Ai fost. Hai de fost în înjuri. Am un milion de gânduri în cap, nu prea sunt haios în această seară, nu știu de ce. Bună. De cal, da. Avea față de cal, nu? Avea față de cal. Hai să vedem. Bă, nu cred, te prind live, o, Denis. Da, mă, mă prind live. A unde-i Darius? Unde-i Cerboaica? Unde sunt ăștia, mă? Sunt în concediu, mă. Că au plecat. În luna de miere. Da. Împlinește Darius 2 săptămâni cu aceea sticlă de whisky în frigider. Bună, ce faci? Băi, Imogen. Fakiru, ce faci, mă? Ce faci, mă? Salut. Salut, ce faci? Ce dracu, m-am întâlnit cu unul, mă, acum și m-a înjurat, mi-a zis, băga-mi și pula în bretonul tău de preșcolar, să-ți iau ochelarii în pulă, să nu mai de astea, mi-a zis. Și scaunul să ți le iau în pulă și astea. Așa am zis și eu, să mă cac pe maiul tău la 10 lei, să-ți iau față. Băga mea și pula mamaita să o fută în cur, zici că ai un colț de pâine în frunte. Să iau pe măta să o fac coarne la bicicletă. Cu tâmpitule, mă schimb. Băga mea și pula mamaita să o fută în cur, de burete, de vase ce ești. Hai mă că nu de gât, hai salut frate. Salut frate, ce faci, ce zici? O secundă, ia stai așa normal cum stau eu acum, stai și uite-te la mine așa. Salut mortule! Salut frate, zici că ești din filmul ăla indian. Salut ferarule, ce faci? Salut frate, ce faci mă? Au ce să fac, fumez o țigară, bea un Jäger bomb. Te doare în pulă. Câți bani vrei pe șaua aia de scuter din cap, mă? Și că ai șa de scuter în cap să moară familia. Ai ieșit la ta. După ce ne plângi, bă? După mama? Ce fac, stai cu mine, șaua, nu plânge după mama, că mama a murit de 4 ani. Vezi că ți-au căzut pula în gură și poate te o iai de drum. Astupă-ți bine urechile, să nu-ți intra de un urechi, că după aia nu mă auzi, rămâi sus. Vezi că dacă ți-l bag în gură, ți aplauze urechile, bine ai făcut că ai băgat că... Ce vișin bătrân, bă băiatul. Nu pot să cred că am dat de tine, băiatul meu. Am văzut, da, na. Mă auzi? Răzvan Barbu, te salutăm, frate, mă auzi. Șefule.
las, fraților, să băgăm și noi o melodie, mâncava-și gura voastră, că nu mai se potolește, mă, mâncava-și gura voastră. De la bebe pentru Puța, pentru nevasta lui. Păi ce să băgăm, Alexandru, dacă nu-ți place asta? Dați, mă, fraților, așa că avem aici o dedicație specială. Zi tu o melodie, un cață și gura ta, Alexandru. Haideți, mă, fraților, să vedem ce zici. Ia să vedem ce e în capul tău. Mai era la 100 pentru încă 100 bani de taxiu să nu mă car cu fără picior pe acolo. Mulțumim lui Elena că ne-a dat bani să luăm bilet în taxiu, că eu cum urc în taxiu ca o compostorul să așa. Vă mulțumim. Nu pot fără tine, întoarce-te la mine, nu pot fără tine. Bă, fraților, am și o melodie, dacă îmi permiteți. E cu apropo. E cu apropo, fraților. Pentru cine? Nu știu. Da. O văd zi de zi, este chiar ea. Aș vrea să o întreb, iubești pe cineva? Eu îți ofer, ce alții nu-ți pot da. El nu știe să iubești, eu te voi învăța. Iubirea o figură, tu ai pus stăpânire pe inima mea și faci ce vrei cu ea. Tu mi-ai furat dragostea. Tu e soarele și ai apărut în viața mea. E jumătate de iubire care îmi lipsea. Tu faci acum lumină în inima mea. Știm amândoi ce e dragostea. Soarele și-ai apărut în viața mea. E jumătate de iubire care îmi lipsea. Nu faci acum lumină în inimii. Fraților, îmi cer scuze pentru distorsionare, dar este de la... Stai așa că a primit șeful 5105. Ce să fac eu cu banii ăștia? Oho, Codrus Butnar a făcut upgrade. Te pupăm, frate. Elena Manuela, se aude rău, mă dă. Te pupăm, Elena. Îl salutăm și pe iubitul tău, pe știi tu cine? Te pupăm, să rămână. Mulțumim frumos. S-aude rău. De ce s-aude rău?
Ferrari nu e ok să ai un cap ăla și doar 800 de like-uri, deschide ochi. Lasă-i frate așa, dacă e așa mă apreciază pe mine, n-am ce să zic. Ți-au șters contul de TikTok? Nu era niciodată contul meu de TikTok, ăla era contul de TikTok al lui GameStore, l-au închis. Nu știu ce dracu s-a întâmplat, cineva să ține de capul meu și cred că știu cine, dă rapoarte în continuu. Muzica se aude urât rău de tot, se aude bărâit. Te iubesc, coaie, te pup. Da, înseamnă că nu se mai pune muzică, dacă se aude urât rău de tot. Vreau să mai pun și o melodie frumoasă pentru cineva, dar n-avem ce să facem. Ia ziceți, asta se aude tot așa nașpa? Cristi Mega, fuori nou Zuzi. Tu ești starea mea, dă bine, mi-e drag să-l fac cu tine Zuzi. Ai Zuzi, Zuzi, Zuza mea. Ai și haze și frumoasă tale și caferi în coază Zuzi. Ai Zuzi, Zuzi, Zuza mea. Tu ești starea mea, dă bine, mi-e drag să-l fac cu tine Zuzi. Ai Zuzi, Zuzi, Zuza mea. Ai și haze și frumoasă tale și caferi în coază Zuzi. Ai Zuzi, Zuzi, Zuza mea. Lăsați-o să facă ce vrea, tot ce-i poftește inima, că nu ne înțelegem cu ea. E Zuzi, Zuzi, e Zuza mea. Zuzi, Zuzi, ai Zuzi, 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 Zuzi. Oh, te pupăm, doamna Andreea Penciu, și să o stăpânești sănătoasă golful la 6 de ține ai luat și dacă nu-ți place, schimbă, dragă, te pup vecina Andreea, să fii sănătoasă. Te văd că te uiți la mine, mi-ai trimis acum, te pupăm, Andreea, și să dea Dumnezeu să treci cu bine peste despărțirea care o ai. Oricum nu te mai ia nimeni, dar pula mea, să te încurajești pe tine, așa ce zic. Andreea Penciu, vă pupăm, fraților! Hai Zuzi, Zuza mea, Zuzi, Zuzi. Hai Zuzi, 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 Zuzi. Hai zăpăcita mea, Zuza nebuna. Îi place viața și băutura, mâncai aș cura, Zuza nebuna. Să trăiască domnul Răzvan Barbu, să trăiască toată lumea. Deci vedeți, bă, fraților, cum e? Îți pierzi iubitul, ție un Golf 6. Cam asta este, așa merg lucrurile. Așa merg lucrurile, fraților, asta e. Îi place viața, e Zuzi, Zuza, mușca ia-și buza. Aș face un șpriz cu tine să nu ne găsească nimeni, Zuzi. Ai Zuzi, Zuzi, Zuza mea. Șpriz din alată trei zile, că tu duci la fel ca mine, Zuzi. Ai Zuzi, Zuzi, Zuza mea. Aș face un șpriz cu tine să nu ne găsească nimeni, Zuzi. Hai Zuzi, Zuzi, Zuza mea. Șpriz din alată trei zile, că tu duci la fel ca mine, Zuzi. Hai Zuzi, Zuzi, Zuza mea. Lăsați-o să facă ce vrea, tot ce-i poftește inima, că nu ne înțelegem cu ea. E Zuzi, Zuzi, e Zuza mea. Zuzi, Zuzi, hai Zuzi, 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 Zuzi. Hai Zuzi, Zuza mea. Zuzi, Zuzi, hai Zuzi, 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 Zuzi. Hai zăpăcita mea, Zuza nebuna, îi place viața. Nu mai dai inimi, că ți-am luat biletul. Ța și băutura, mâncai aș cura. Zuza nebuna, îi place viața. E Zuzi, Zuza, mușcai aș buza. Da, șefule, nu mai da inimi de astea, că ți-am luat bilet să vii acasă. Hai, te pupă, frate, tău, că nu pot să vorbesc, sunt în live. Invers și eu, care nu v-ați prins. Zuzi, hai Zuzi, 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 Zuzi. Hai Zuzi, Zuza mea. Zuzi, Zuzi, hai Zuzi, 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 Zuzi. Hai zăpăcita mea, Zuza nebuna. Îi place viața și băutura, mâncai aș cura. Zuza nebuna, îi place viața. E Zuzi, Zuza, mușcai aș buza. Te pupăm, băi, barbule, nu pot frățiorul meu să vină acolo la șpriț, poate mâine facem un șpriț așa frumos, Sorinel, frățiorul nostru, ales fraților să ajungem și noi la 100.000 de indieni, de 100.000 de tunetozauri din ăștia, să intrăm și noi pe piață cu vloguri, cu astea, că am pregătit camerele, am pregătit tot ce trebuie, am pregătit 4-5, mi-am luat costum de slăbim în cava și gura voastră. Sunt singurul ardei gras
care vrea să slăbească, să moară măsa. Te pupăm, Alexandra Neagu, cu ochii mari așa. Da. Suntem cel mai tare clan tunetozoare în frunte cu Ferraru. Haideți, fraților, să urcăm canalul. Păi da și voi like-uri, fraților. Hai să băgăm OMTV-ul ăsta în acțiune, să vedem despre ce e vorba. Bună, ce faci? A venit miliția. Oh. Ce faci, mă, verestrească familia ta? Mă auzi? Ai rămas blocat. În UK, șefule, ajunge și Silviu mâine. Mai am eu până ajung acolo. Care-i scopul la live-ul ăsta, Mihaela Sandu? Scopul nu este... Floare! Domnișoara Mihaela Sandu, scopul a fost îndeplinit. Mi-am cumpărat un picior de lemn și mai am rămas și 150 de euro. Vrei să ți-i dau ție? Serios. Picior de lemn. Ce vrei să inventezi fel și fel de porcării? Nu-mi trebuie bani. Nu-mi trebuie. Am prea mulți. Jur. Aveam. Nu mai am. Dar o să am și mai mulți. Știi ce zic? Dacă vrei tu restul ăla de 150, ți-l pot oferi. Strada Bulevardul, anul 1864, numărul 6, bloc pe 5, apartament 7. Îți plătești și taxi. Vreau coin. Bună. Bună. Ce faci? Ești cumva, soră mea? Vezi că nu te auzi. Mă auzi acum? Nu. Acum mă auzi? Mă auzi, fă? Mă auzi, mă? Te aud. 100 de K de like-uri. Mamă, dacă facem 100 de mii de la vaccin ai ajuns așa. Da, Gina, ai dreptate să mori. Bună, ce faci? Bună, ce faci? Bine, tu? De unde ești? De unde ești? Lângă Bacău, tu? Ando Bacău? Ando Bacău? Nu, în Bacău, tu? Să-mi bag pula în curul tău, pa. Să-mi bag pula în curul tău, pa. Ale. Bună, ce faci? Hello. Hello. Tu ce ești, mă, fată, băiat? Hai cu un K de like-uri, haideți, fraților. Adrian a apărut. Bani ai mulți, mai ai nevoie de un mami sugar. Răzvan Babu, n-aud, băi, Alin. Păi nu e Alin, e Alin aici? Nici pe Cerbaica și nici pe... Pe Dariu și nici pe Alin nu i-am văzut, nici pe Cristi. A sărit Alexandra pe mine astă seară, de m-a nebunit, mi-a luat o chepă așa. Știi cum e, m-a plătit exact ca pe bagaboante, înainte. Bună, fetelor, ce faceți? 1080 pe live, 950 de... Ce faci, mă? Mamă, salut! Salut, ce faci, mă? Salut! Ce zici, mă? Unde ești? La poartă? Ce faci? Te pup, ce faci? Te pup, frate. Familia, te pup, Liviu, CSC. Stai, mă, frate, îți dăm și noi de cineva ca lumea. N-ai de cine, frate, n-ai de cine. Ce face youtuberul meu preferat? Zi. Mamă, cum m-a luat, m-a cumpărat. Hai, bagă-ne ceva. Bagă cum de bani. Ce mă schimba, mă? Ce m-a schimbat, mă, frate? Da, mă, frate, m-a schimbat omul. Glen. Aha. Scumita. Bună, ce faci? Salut, ce faci, prietenul meu? Vrei să moară familia mea? Păi, cine așa că nu vrea să stea niciunul de vorbă cu mine? Păi, coaie, ce v-am făcut, mă? Hai că găsim noi ceva tare în seara asta să punem pe butuci. Da, uite-te și tu, nu-i nici dracu. Măi, nebun. Dați-vă, mă, și voi mâncava și vreau asta. Și nu-i nici dracu pe asta. Bună, ce faci? Bine, să rămână, doamnă. Să rămână, domnul? Sau doamnă? M-auzi? Da, din păcate. Salut, ce faci? De ce ești răutăcios și vrei să fii un microb din ăsta de internet? Vrei să mi aplici vreo dumă de asta? Da. Da. Dar ce faci? Vorbi sacadat, băga v-aș pula în gură de tipitip.
Care vrea să sugă pula? Tu sau ea? Finanțează, dracu, dă nebunii, dracu. Dă gimpi, dracu. Ce faceți, mă, nebunilor? Îmi place tatuajul tău. De pe mâna. Trebuie să văd care e mai fain. Mâna dreaptă. După dreapta? A? Ai greșit-o. După dreapta la tine e asta, nu? Nu, vorbeam de cea dreapta ta. Deci știi cine e asta? A, nu văd bine. Întoarce-te. A, lol, ce fain. Îți place? Nu. Câți ani aveți, mă, de unde sunteți? Da, din Maramureș. Te rog, nu ne fură. Mamă, frate, sunteți încet, rău de tot, tot așa vă și futeți încet, așa? Sunteți prieteni sau decât așa bulangii de așa de grup care vă petreceți seara? N-aveți ce face? Puțin din amândouă. Dă-i-mă opalul ăsta care față de sunt țar, poate începe și suge. Dă-i-mă opalul. Bă, nu fi de ăla, mă, fraier, mă. No, amutie tau, coconia. La noță, pa. Da, nu e o seară cu ok, fraților. Da. Vă pup Hansel și Gretel, aveți grijă de voi, ceau. Da, nebuni. Încet și cu treabă bună, dar frească nu se vede la plajă cu plăria în cap. Nu stă nici dracu, nu avem nici răspunsuri, nu avem nici pe nimeni. Alexandra, cum ești pe Instagram? Andrei Gheorghe. Alexandra, cum ești pe Instagram? Andreea Burcioiu, ce Raisa, mai rar mai găsești. Raisa, nu. Bună din nou. Bună și ție, ce faci? Uite și o pricilișa. Tu? Câți ani ai? Păi, ce mă schimbă, mă, femeile astea? Ce aveți, fă, de mă schimbați curvele, dracu? Futu-vă în gură de curve. Futăcioase, ninja, ce sunteți? Băga-vă aș pula în gură. Vai, dragul, vezi, mă, bună, bună. Bună. Ce faceți? Nu ziceai din noi cu asta. Nu ziceai din noi, nu, te înjuram dacă ziceai din noi. Nu, nu, sunt pe aici, pe Discord, sunt pe partea asta, alaltă, sunt cu alți oameni, vedeți? Aici, vezi, și mă înjură asta. Sunt două proaste care mă înjură, două morți ei că... Da, voi nu auziți că îmi cască la mine. Ce faceți? De unde sunteți? Din Galați, paru cu ei. Da, și fă futu-s morții tăi de zdreanță unde plouă cu cârnați. Dă-te în pula mea de târfă și tu și aia, două târfi. De unde sunteți? Mamă, ce mă înjură asta, frate. Eu din București sunt. Băga-mea și pula morții tăi și în tricou după tine ăla galben. A, am văzut ce faci, mă? Salut, tot bine, tu ce faci? Ce dracu să fac, am de tăiat un porc, te bagi? Cum? Am de tăiat un porc, șefule, te bagi? Bă, te ajut dacă vrei. Ce, ce știi să faci? Ai, cum? Hai, arată-mi schema. Cum omor porcul. Bă, nu știu. Găsim-o o metodă. Ce ai când până moare. E clar să moare familia mea, e jale cu ăsta. Bine, mă, te pupăm, pa. Păi nu? Killerul de porci, 2021. Nu, păi nu de alta, sunt muzicant, aia cânt. Ia cântă-ne, mă, și nouă ceva. Îți la saxofon și târziu și trezesc tot blocul. Am înțeles. Bine, brodere, te salutăm. Bine. Ceau. Te pup. Pa. Spor alive. Mulțumesc frumos, ceau. Fă, mești, pula. Bună. Mamă, ce sexy ești să mori dacă te mint. Te pup să mori dacă te mint. Dacă nu zici că ești dintr-un film de la horror. Ce faci? Hello. English? Fă, zici că ești cerbul ăla după pachetul de țigări, vorbești? Mamă, ce vagabantă bătrână, yes. Ce limbă vorbești, mă? Nu mă auzi? A, te iubesc mult și te respect. Te pup să rămână noapte bună. Ce să zic? Nu mă auzi? Scuze, nu pot să aud. Ok, te pup. Ceau, eu am și înjurat. Scuze, te pupăm. Ceau, te pup. Mamă, cât a degetul ai să moară, fain. E surdomută, nu mă, nu știu ce.
Mamă, mare pizdă ce am pe ecran aici, am zis că-n sare. Mă, ce faceți, periculoasele mele? Nu mă aduc pe tine! Ce faci, fă, Kennedy, chela, mă, de la periculos, cherța, leapșa, canal, a venit, spui, păresele. Mă... Ferrari! Mamă, bine, tu ce faci? Ce cască ai, ce căști ai, ce coaie de tauri să moară măsa. Coaie de tauri sunt căștile tale, să moară măsa. Știu. Câți ani ai? 16. Mulți înainte, ieși acasă. Mulțumesc. Hai. Ce faci, bă, mănânci din braț așa amărât, ești să moară familia mea. Băi, săracule, nu mai are lumea ce mânca în țara asta, mănâncă de mână, bă, băiatule, bă. Uitați-vă, bă, la el, mănâncă mâna. Iartă-l, Doamne, că nu știe ce faci. Fire el, dracu de nebun, îți mănânci mâna. Te suri să zici că ai gagici? Du-te, dracu de scaraoschi nebun. Băga-mi-ai și pula, babaită. De nebun. Băi, are lumea ce mânca în România să moară familia, a început să-și mănânce mâinile. Mânca faci pula voastră. Zuzi da ta ri ri da ti ri ri ti da 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 zuzi. Ce faci, mă? Am ce să fac? Acasă. De ce pula mea te faci că nu mă cunoști? Și ești nesimțit și mă lasă să vorbesc așa ca să te jignesc. Da, te cunosc, normal că te cunosc, nu ești tu. Era un drag să nu te cunosc. Da. Ce faci, mă? Ce faci? Da, uite. Acasă, că pe afară să mor din mai iasă careva. Bă, nu mai ieși, că nu vezi, te-a mușcat furnicile, ai numai bube pe tine, să moară familie. Mai ieși, trăiască familia. Hai, te pup, nu știu cum te cheam, Bogdan, ai față de Bogdan. Te salut, Bogdan. Un la mulți ani pentru vărul Sorin. Iotel! 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 Ia uite aici! Că Iotel! Pânare la cap! Carlos, ce faci? Te pup șora mea! Ce faci, Bogdan, de șurubiu de Iaca, mărâtă? Bă! Bă! Ia-te! Zi-mă că ați susținut în calculatorul tău. Băgare, ai pula mumă, ta vorbea Ștefan! Bă, pușcăreasule! Ești la pușcărie! L-ai drogat, mă schimbă! Băi, eu-mi bag pula în drogatul tău! Băi, o poză! Stai că îți fac poză! Îți fac poză și te bag pe internet! Faceți-i poză, bag pula în goală! Aia nu stau, mă, la vorbă, iau și-i drept, ce vrei? Mama aia se spălase cu săpun de casă toată viața ei. Ce păr janghinos avea în cap să moară familia mea. Cei care papură în cap să moară familia mea. Numai țărani să moară familia, invazia de țărani. Să moară măicuța mea. Nu invazia. Bună, ce faci? Bună, mine, tu? Uite, chiar mă gândeam zilele astea să-mi iau un porcușor de Guinea. Mulțumesc, da. Știu că înjur lumea când îți spune că te cunoaște, dar te cunosc pe tine. De unde mă cunoști? Poftim? De unde mă cunoști? De pe YouTube. Te înțeleg că ești fană sau așa treacă merg? Nu fană neapărat, dar te cunosc. Adică nu prea mă uit. Nu prea te uiți, dar mă cunoști. Cum dracu vine asta că nu știu? Traduci tu asta. Păi te cunosc așa de la lume, dar nu mă uit neapărat. Câți ani ai și de unde ești? Am 18 ani, din Ploiești. Înainte. Mulțumesc, da. Ce școală urmezi sau ce domeniu de activitate ai? Ai față de asistentă, dar faci injecții în cur și ești rea. Trece să fac injecția! Am făcut liceu pedagogic și mergeam la copii la practică și trebuia să fiu rea, că îi glumesc, nu era rea. Acum intru primul an de facultate, la litere. Litere? Uh-huh. Cu ce literă semăn și eu dacă nu ești prea... Bianca. Da. Bine. Cu litera... X, da. Mă numesc litera X și în cuvânt am locul fix. Te pup, Bianca, ai grijă de tine. Pa! Ciao. Ma. Avea Bianca 2 kg de fălci. Oare familia mea? Haideți, fraților, și voi. Haideți, fraților. Da, sunt ăia 12, 13, 15 inci care îmi dau dislike mereu. Băga mea și pula în casa lor.
care dă dislike să dea Dumnezeu să nu mai fac un ban. Ferraru, respect. Salut, salut. Salut, respect. Salut, frate. Ferraru! Eu uite-l. Salut, bă, băie, bă, mamă mea. Cât te încercai, cât te căutai. Salut, bă. Ce faci, mă, Harry, mă? Bine, stai să-mi dau ochelarii jos. Așa ai față? Zici că ești Luca Lambaster acum, nu mai ești Harry Potter. Câți ani ai, mă? Te-i fan. Vorbim când îți dă părul sub braț, te pupa. Da, reacție foarte... Ferrari! Ha? Ce faci, fratele meu? Ce dracu, era să fac un preinfart la gură când te-am văzut. Bine, bă. Te pup. Del Elena, te pupăm, bine ai venit în clanul FF. Nu, dacă te... Aș găsită, da, cu tine... Bine ai venit în clanul Ioniano! Dă-mă și noi de cineva în seara asta, mânca vași gura voastră. Fac mișul de el. Da. Da, 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 du-te. Da, da, da. Struț a încercat el ceva în seara asta. Nu i-a ieșit, că n-am avut eu chef să vorbesc, să dezvolt. A fost deștept, Struț a vrut să-mi fac cum vine. Un bine, să crească contentul. Te pup, Ferrare, ce faci? Te pup, mă, frate, ce faci? Mamă, mă jur pe ce am eu, mai spun că te urmăresc de 2 ani sau un an și vreau să dau de tine de mult. Păi eu fac de asta de 6 luni, cum dracu mă urmărești de 2 ani? Păi, gen, mă uit la tine și pe Instagram și pe tot, doar vreau să dau de tine. Am Instagram de 4 luni. Nu contează. Doar adică tot ce... Tu te uitai în viitor la mine sau cum dracu? Da, din viitor. Ce ai înțeles, mă, tu de la mine? Chiar sunt curios. Nu știu, doar vreau să dau de tine, că ești Caterin Cărodă tot și îmi place ce faci. Și pe Omega și pe tot. Ce, în jurături, a? Nu, nu în jurături. Chiar nu vreau dar să... Dar la ce? Zi-mi și mie un subiect așa. Care că, de exemplu, din jurători, că vreau nu, să zic că ai jurători, dat... jurători, nu. A, ok, că gen ai dat de pianistul și mi-a plăcut rău de tot și... Nu știu, sau altceva. Da, bravo. Păi te pup, te salut și te sfătuiesc să nu mai fii fanul meu. Ok, da. Ok, ok. Și eu. Să fii fanul meu la 20 de ani, nu acum. Eu te-l păstă. Bună, fetelor. Sunteți fete amândouă sau? Voi doi sunteți frați? Ce frumoasă ești. Ești că ești o pătlăgică din aia la față. Ah. Altceva, mă. Franțuzoica mea. Ce faci, fă nebună, de ce scuip ca pe pulă? Ți-ai rămas defect profesional? Băga mea și pula am mărții tăi de urzica, dreacu, de colibă, de pepen ce ești. Aia, dar am jurat-o acum o săptămână. A rămas cu defect profesional de la pulă, mă. Ai zis, de la muncă, scuipă pe ea, tu. Vezi? Ce faci, mă, zabare? Bă, stai, ăsta face live, să strâng la ui, băi! Salut, frate, de ce mă înjuri? Eu nu te-am înjurat. Pe cine ești, frate? Îți permis, ți-am greșit cu ceva? Dani Mocanus. Cine? Dani Mocan. Pe n-ai bani, mă, ca să fii tu Dani Mocan, tu ești un amărât. Nu, sărac. Uuu, te pup cu mă, bă, ești altceva să străiască familia. Sărac, e? Cu mătru meu, te pup, bă, frate. Calma, bă, tu ești live pe YouTube, ești nebun? Uh-huh. Da. Stai un pic așa, stai un pic. Stai un pic. Bă, nu stai un pic, lasă vrăgeala asta. Stai așa un pic așa, că vreau, am un cadou pentru tine. Nu mi-a arătat curul, te rog. Nu ți-a să mor eu, pe n-am cum să arăt curul, ești nebun la cap? Bă, să-ți trăiască familia ta, dacă mai stai un pic, îți mai arăt câțiva, mai vrei? Da, nu, vrei să arăt să iei, ești nebun. Asta e mărunțit și mă, pentru mâncare. Bă, fii atent ce zic, îi vezi aici, da. Îmi dau drumul la live, stai. Fii atent cum fac cu tine. Fii atent, ca să nu zici, uite, îi pun camera pe ei și îți mai aduc încă un teanc, mai mare ca asta. Vreau să stau așa sprijinit, fii atent, că plec de aici, să nu zic că...
Bă, tu pune camera pe ei, cred că îi mai aduci odată. Să zici că ai. Nu-i mai aduc să mor eu dacă îi mai aduc odată. Uite, stai așa, că a, mai schimbă gamea și pula morții tăi. Mă duc la pușcărie cu proștii pe internet. Sau de pușcărie. Sunt banii mei cinstiți. I-am câștigat în Germania. A fost la o bătrână de asta la azil și s-a făcut milă de mii. Și a zis, măi, Mărăline, folosește-ți puterea ascuns acum. I-am scos pe ăștia 5.000 acum, fraților. Vă salut, fraților, vă salut. Ia uite, bă, pe Ferraru, bă! Stați un pic, a zis unul, mă, de unde ai tu atâția bani? Nu mai donați că are bani. Păi banii din donații stai aici, frate. Nu i-am cheltuit. Ăștia-s personali. Banii din donații stai aici. Știți ce zic? Așa că am vândut sparanghel. Da. Te pupă băieții la Buzău, vă pup și eu și vă salut, fraților, numai bine. Sunt de jucărie, bă, proștilor. Vă haliți așa să moară familia. M-am înjurat și prost pe familia mea. Doamne, iartă, doamne. Nu mai, mă, nu mai judece la internetul ăsta. Aș fugi cu tine în lume să dă-le tări-di-di-di zuzi. Da, zuzi, zuzi. Mătre, bagă și o dedicație. Ce să bag? O dedicație pentru Mirloi, Mirlei. Din partea Mirloi. Mea. Ferraru, Mădălin, pentru nevasta ta, băga-mea și pula în pis de aici și în gura ta, de văcar. Și în gura ta. Mâine îl vedeți pe Ferraru luat de poliție. Păi de ce mă să mă ia, mă, frate, unde? N-are de ce să mă ia, mă, frate. Bună, ce faci? Uite-l, 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 am dat și eu de el. Stai că faci mișto de mine și mă pui pe YouTube și eu nu vreau. Ce vreau să mai fac mișto de tine? Că ți-a dat Dumnezeu dinții aia la mișto? Zici că e jagăr în gură, să doară familie. Ne știam, da, nici n-am vrut să-mi apară fața. Ți-a apărut deja, deșteaptă-o. Păi dacă ești nesimțit, de ce nu mă întreb? Că poate eu nu vreau. Uite că mă iubești așa nesimțit cum sunt. Ai donanță, ai donanță, donanță. A dat și frate meu peste tine și s-a luat next, că era frică că le ieși pe el la mișto. Da. Poftim? Cum îl cheamă pe YouTube? Stai, cum te cheamă pe YouTube? Iam cel lung. Ei, nu știu. O l-o găsim pe TikTok. Hai, te arăt sau ai fente de alea de țărancă, că nu-mi place, pa. Uite, în pula mea, bă, care ce ești? FBI, nu vă temeți că nici FBI nu-l prinde. Pe ce fac, mă, eu greșit ca să mă prindă ceva? Fac YouTube, nu vedeți când muncesc pe bani? Îmi donează lumea. Eu ce să-i zic? Bună, ce da. Faci? Aș fugi cu tine, nu? Ah, iar am dat. N-am două ochile de flash, da, urât, urât. Ah, bine. Te uiți la mine. Bună. Fie dragul să fii de scoică de mierla. Mierla, da. Bună. 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 Ce faci? Ce faci? Încercam să mă prind la pod, dar... Ești mișto așa. Ești mișto așa. Ai o fată și ești mișto pe el, nu te vezi. Care-i sensul vieții? Vieți. Bună. Nu mă bagă, bă, nu stă cu mine astea, mă, la bârfă, firarea. Bă, bă, bă! Să mor tu! Bă, nu fie drag! Bă! Opa, Ferraru! Bă, te auzi dublu. Ferrari, ce mașină ai? Am un scooter, șefule, acum, momentan. Nu mai am mașină. N-am nici cum.
Bă, dar nu e lume, fraților, să vedem că e cu... Să moară familia mea dacă te vin. Avea 250 de milioane la întreținere și ea să moară familia mea dacă te vin. Dansată să rupea șalele pe acolo. Nu te dracu, doamne, e bună, dracu. Ți se împușca gletul pe pereții în casă, ție ți-ar dea să lasezi, să dai din bășina aia împuțită și de rochea aia izirită pe ea. Bună, câți ani ai? 18. Cât? 16. Dacă, dacă mai stau un pic, îmi zici 14. Ce ochi frumos și are copilul ăsta. Alexandru Dobre, te pupăm. Pizda, e de pupăm, frate. Uite tramvai. Norove. Tramvai. Hai, mă, mai știi. Hai, mă, mai știi. Tramvai, buzele roz. Da, veri, ce ai? Ești cu piciorul? Ce face pe tine să moară măcuța mea? Bă. Bă. E veri. Ești cu piftelul? Ești cu piftelul? Cu pilaful? Da, scumăta. Cu pilaful? Hai, da. Da, veri, ia. E noaptea torcului în seara asta. Păi da. Ha 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 ha. La la la. Încă ce face ăla acum, Maia? Zuchi, uite aici. Păi nici dracu, bă, fraților, bă. Uitați-vă și voi. Nici dracu. Mă audă două ori? Păi da. M-auzi, bă? Bă, ce faci, bă, lătrăule? M-auzi, bă? Bă, prostule! Ce faci, mă, băgame, ești pula în starea ta de spirit și în țăranii de la tine din cameră să vă dau pizdu la voie de mizerii? Da, pe care ai pizdă, bă, că tu nu te arăți, băgame, ești pula în familia ta. Da, bula. Să zuci pula de muie, mă, pizdă. Bă, handicapatul, tu înjuram pe tine, înjuram pe lară mai devreme. De ce mă faci pizdă? Că ești pizdă, mă, muie. Pulă tot, mă, du-te, dracu, de nebun. Te fut în cul, vrei, muie? Păi da, dar cine fute să și fute, mă. Deci clar trebuie să o faci tu la un moment dat. Băi, muie, tu stai capră de la muie și te fut și în cul. Mă, dar pe cine ai mai futut? Cine, dracu, să fute cu tine? Că ești urât de mic, să mor eu dacă te mint. Păi și tu ești urât și mic și mare, tot ai. Eu am fost doar mare, m-am născut, când m-am născut aveam 14 ani. Degeaba ai pula mare, eu am pula mică și groasă. Bă, deci, am zis că aveam 14 ani când m-am născut, am zis că am pula mare, te dracu de... Hai să însuși pula cu măta. Uite ce prost ești, câți ani ai? Uite, mă, ne-am jurat. Hal de copii. Niște rable. La mulți ani pentru vărul Sorin, dacă dorești și ai plăcerea. La mulți ani, Sorin, din partea lui Carlos. Bună, ce faci? Bine, tu? De unde ești? București, tu? Și eu tot aici, din București. Cred că faci YouTube, mi se pare că ești cunoscut, nu știu de ce. Nu știu dacă sunt eu nebună. Bă, frate, sunteți... Ce-ai, bă, frate? Mi-a zis cineva acum vreo săptămână tot ceva de genul, că fac YouTube, că semăn cu nu știu cine. Cu... Nu știu, așa mi se pare. Nu, sunt doar în trecere pe aici. Caut și eu, Caterin, că dar mai țăram proști care te înjură. Îmi dădea un copil, cred că avea 11 ani, frate. Și că fata, fata, dacă dau 150 de euro îmi face o muie și zic pui meu, stai jos, n-ai pula destul de mare pe tu. Și tu, ți-o fac pe degeaba dacă ai ceva. Da, zic că să ai. De unde ești?
București, ți-am mai spus o dată. A, nu m-am reținut, nu. Și câți ani ai? 17. Mulți înainte să fii, să fii foarte frumoasă. Mulțumesc. Ai pasiuni, faci ceva sau? Sincer, nu pot să zic neapărat. Cam, mă rog, pasiunea mea e make-up-ul, dar... Oh, make-up-ul, eu desenez, sunt pictor. Fac portret. Nu cred. Pe bune? Da. Ce șmecher. Vrei să-ți fac un portret? Au, mi-e și frică. Da, ok. Na, no, atac să-mi aduc caietul și... Da. Lasă dacă nu e ok, lasă, altă dată. Eh, nu mă deranjez și așa, n-am ce face, că să vorbesc toți dobii, tot ce mai bine îmi petrec un pic așa. Da. Stai o secundă să văd unde dracu am pus alea, bă, frate. A, uite aici. Îți place în creion sau... Mi-e indiferent, cum crezi tu? Dar că am o rugăminte la tine, nu vreau să te miști deloc. Adică te miști deloc, cât mai puțin se poate. Sunt ok. Da. Ai o poziție așa sau vrei să cu cara, mână, cu țigara, vreau cum vrei tu, mai sexy, mai... A, nu, n-am treabă, chiar nu. Sunt așa, sunt ok. Și unde lucrezi sau? Eu nu lucrez, sunt la liceu. Ești la liceu? Mhm. Și cum te cheamă, ești Andreea? Nu, Carina. Carina? Mhm. Ești foarte frumoasă, ai niște trăsături foarte frumoase. Mulțumesc! Carina, am făcut așa decât o fizionomie, adică nu să te gândești. Ce și sunt cu capa, n-ai nimerit-o. Putea să mă pare asta, e bă, putea să mă pare să trăiesc. Carina, să mă arăt familia mea. Ți-am făcut un baston pe ecran, Carina, să mă arăt familia mea. Ei, uite-mă ce cu seamă, Carina. Mă vedeai și pictor, nebună, să mă arăt familia mea. A nebunit capul tău, mă vedeai pictor. Uitați-o pe Carina să mă arăt. Băi, dracu, bă, parara mea, dracu. Carina, ce să zic, a fost o glumă inocentă, te pupăm. Pupă deci ești la curte, nu? Da. Ok, pup. Te pup, Carina, și foarte bine. Bă, băiatul, ce te... Că răcăți de pe zgol. Băiatule, mă, să mă arăt. Ce faci, mă? Bine, ce să văd, ce faci? Mă, uite pe aici, în not. În not, bă. Băi, ce zrență de om să mă arăt. Kanye West. Bună. Kanye West? Știi cine e Kanye West? Știi cine e Jay-Z? Da. 99 Problems. Știi cine e Biggie? Fusili sau Biggie, care l-a omorât Puffy? Biggie. Da, Biggie. Biggie, 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 can't you see? Sometimes you can hypnotize me. And I don't, tam, tam, ta, na, ta. Nu mai încerca. Ai un vibe bun. Nu mai încerca. Știi cine e Ice Cube? Ice Cube, da. Ice-T, Ice Cube. Știi cine este Beastie Boys? Cine sunt Beastie Boys? Primii inventatori de rap din, din lume? Niște albi? Beastie Boys? Nu. Ei, atunci, did you just Backstreet Boys? I don't know who you are, where you're from, what you did, as long as you love me. Și cine e NSYNC? Nu, ăștia chiar nu știu. Aaa, gata, ai putut-o. De unde sunteți, fetelor, și câți ani aveți? Când ne dai? 10. Nu știu. Câte? 18 ani? Da. Da, ce hobby-uri aveți și unde sunteți la școală, unde studiați? Eu.
Tu ai 40 de ani. Am intrat la... 38 am, 38 și sunt pictor de meserie. Dacă vreți, vă pot reproduce un portret, așa, vouă, la voi. Da? Da. Serios? Da. Ca și eu. Hai. Așa, nouă. Aveți de preferat o culoare, o ceva? O... Aaa, ce proastă! Ia mai ce așa din... De când m-am născut? Aveți de preferat o culoare alb, negru, creion, ceva? Negru. Mov, mov. Păi nu te pot desena mov, e aiurea. Adică trebuie să vă des... Hai că pe tine te pot face mov. Bine. Dar am rugămintea la voi să stați, să stați nemișcate, adică ca să pot să vă... Ok, ok. Și okay. Desenează o culă, pun pariu. No, e, bă, dracu. Bă, stai om, serios. Astea sunt alea de... De copii mici, când să desenez o pulă. Ce dracu să... Asta face. Nu, vezi așa un cap, un cer. Vezi că nici nu se uită la noi, nu? Da, să uită. Tras. Dar stai că vreau să văd, chiar vreau să văd. A, păi mă desconspirați, ce dracu. Nu, nu, avem încredere în tine. Păi atunci lăsați-mă să-mi fac treaba, că dacă nu mă lăsați să-mi fac treaba... Zâmbește. Nu cred că îmi dă report. Băi. Da? Stai, dracu, nemișcată. A, tu vreau un creion pe partea asta pe tine, că tu ai părul mai deschis. Te iau un creion. Un creion din ăla, F, B1. Telefon. Vreau să intră niște niște. Zâmbește! Vreau să știu. Trei rebeli. Rebable. Rebable. Ah, am înțeles rebeli. Dar voi erați patru. Adică e o rablă și un jurul. Vă pup, fetelor. Pa. Of. Talent am la desen, mă, să mor eu dacă te minți în numărul 1. Uf, e feralu. Aia a venit și aia la poză, să moară familia, a venit în spate să moară familia. Ai dracu. Ce faci? Care vă râs, Sorin? Al Lumița? Te pup, îl pup. Îl pup și iubesc. A, Sorin, care e ziua lui? A, te pup, frate. Da, n-ai mă să-mi termina rău de Tomu Cavoș. A socere smore. Ma beșa o istocere, tu socăr de-am hapchi cu ei. Aha, nu gârgări. Nu gârgări? Ce faci? Stau tu. Ce dracu, pe aici pe internet sunt supărară de tot. E bun. Ești fată sau băiat? Fată. Te pot vedea și eu? Nu. De ce? De-aia. Ești supărată pe viață sau ce se întâmplă? Da. Ești în Germania la pulă, că ai lambriu de ăla de nemți. Da, uit. A, ai ușă de amărâs. Mamă, ce păr jeanghinos, să zic că ai sârmă ghimpat în cap, să mor eu. Să mor tu. Să mor eu. O, de când aștept să dau de tine, am salut. Intrat la tine. Live. Salut, ce faci? Ce faci? Ce faci? Am fost mai de la tine pe live. Da. Da, șefule. Și ce făceam? Ce? Tirei pe acolo, Caterinca. Da. În panul tău mare. Te pup. Hai să te pictezi și pe tine. Poftim? Să-ți fac un portret. Ha, de capul meu. Haide. Parcă văd că scrie ceva, că mă înjuri. Nu, frate, ce uite apăsase. Ești un cărbune mișcător. Te pupăm, domnule. Ceau. Ia uite-l, bă, cine să moară familia mea. Te pup, frate, te pup, că am treabă. Bună, fetelor, ce faceți? Mare pictor sunt, mă.
Muie Van Gogh, ăștia, muie Decebal, muie toate valorile României. Aha. De ce blochezi Jericho? Ce blochează, mă, Jericho? Dacă am jurat, nu-i normal să blocheze. Nu e normal, auzi? Cum? N-aș fugi să fac cu tine, dar... Ia stați, mă, așa. Cât suntem, fraților? Cât suntem pe acest mirobolan live? Hai să vă vedem. Hai să vă văd. Că like-uri văd că nu mai dați. Am adus și acuarelele, am adus și astea. Mâncava-și gura voastră. Ia să vedem noi cât suntem aici. Mâncava-și gura voastră. Mamă, 1800 de persoane și de-abia 1400 de like-uri. Haide, bă, frații, nu mă dați și voi drumul, mâncava-și pulirii voastre. Sunteți și voi pe aici, în grădină la Ion, toate păsările dorbă. Haideți și voi, fraților, cu număr de like-uri, mâncava-și gura voastră. Haideți, mă, și voi. La și voi like-uri, ca să nu fie, ca să vă fac o MTV. Ha, să creștem și noi, ca să întâlnim femei, să... Știți ce zic? Eu sunt cuplu și vreau să întâlnesc femei. Bună, ce faci? Bună. Salut. Salut, salut, băieți, ce faceți? Cârzâule, ți-ai luat membru din nou, mă? Bine. Te pup, frate, te pup, te pup, vă pup pe toți. Cârzâ has resub, resub, resub. I want you to know I'm a rainbow too. To the rescue, here I am. Want you to know, girl, I'm a rainbow too. Ce faci, mă? Bă, șefule, ce faci, mă, de ți-ai parcat tractorul? Bă, în spatele blocului aici, stă pe avari. Ce faci, mă? Hai că tu ești mai așa, știi ce zic? Ești nu te dă de gol că ești țăran, să mori, ai ceas, ai lanț și mușchi. Ești bine să mori dacă te mint. Nu vreau să rău, dar de fapt, aici la bucătărie, că aici pot să fumez cam și mic și, na, dar nu vreau să par țăran, că știu că sunt țăran, oricum sunt moldoven, da? Ai față de sfeclă, nu mai, ai față de urzică, de urzică așa cu sfeclă, știi ce zic? Dar ești bine, măcar faci ceva cu viața ta, te duci la sală, ai lanțul la bob de orez la gât, ești bine, mă, să mori. Și că e șoarece bizan la față, să moară familia de la de gârlă. Și cum arată un șoarece bizan? Ești așa pe o pasă, dar te-ai uitat în oglindă când erai sunt așa. Sunt urât rău, eu m-am obișnuit, practic, să fiu urât. Sunt urât de 20 și ceva de ani. Ai înțeles, e mai naș pe la tine când te crezi frumos și tu ești. Dar nu mă crezi frumos, rog. Ce mai eu la pătine? Ce mai au? Ce mai nebunit tu ai rămas? Băi, tu ai fular la gură. Băi, dobitocul, ești roșcovan. Ai fular la gură, să moară familia mea, dar ai fular la gură. Auzi? Băi, de ce mă înjuri, mă? Cine mă înjură, mă? Carlos și Sebastian Dobrescu. Băga-mea și pula nevestele lor. Să le fupă mamaile voastre în cur. Să facă ca măgărețele când mănâncă ciulim. Băga-mea și pula mamaile voastre. Să le fupă mamaile voastre în cur! Tunetozauri! Activați puterea ascunsă acum. În această minunată seară se anunță o ploaie cu căpățâni de pulă. Eu, Gianina Corondan, vă voi prezenta... pe metru pătrat precipitațiile și căpățânile care vor fi introduse în mama lui Sebastian Dobrescu și mama lui Carlos. Da? Haideți, oameni buni, vreau să știu cât suntem. 1700 de inși, da? 1700 de inși. 1700 de inși. Să vină pulile. Pulile! Pulile! Toată lumea în live. Pulii-lii. Să vină pulili. Toată lumea. 1750. Dați imediat că facem calculul. Fraților, a ploaia de căpățâni de pulă, imediat calculatorul. Deci, câți suntem pe live? Să facem așa, iarăși. S-a anunțat o ploaie cu căpățâni de pulă în această seară. Pulile, așa, așa, aia, tată, pulile! 1700 ori. 15 cm media, că nu toți sunteți puloși, 25 de kilometri, 500 de metri a intrat în mamele voastre de căpățâni de pulă. Sunt rugate mamele voastre să stea mâini, pentru că înjurați pe aici ca dobitocii, așa. Mâine dimineață mamele voastre se vor interna de COVID, că vor tuși
a căpățâni și a puli. Asta 25.000 de kilometri de căpățâni, așa, pulă de la pulă. Ați înțeles? Asta este, fraților, n-avem ce să facem. Voi ați cerut-o, ați căutat-o cu lumânarea, s-a anunțat ploaia de căpățâni de puli. Suntem tunetozaurii! Să le tragem un șut oamenilor! Oamenii sunt niște ființe mărșave și hoațe! Na, dacă mai înjurați. Na, să mai înjurați. Vă place? Vă place pula la părinți? La părinți. Dacă sunteți... Ce ai, mă, puiul meu? Zici că ești batistă de-aia suflată cu muci. Ai. Deci într-un col. Ce faci, mă? Unde ești? Unde să fiu? Acasă. Ce ai în borsetă? Cartofi, sandvișuri? Ce dracu ai? Asta se află secretul succesului. Aici, dacă mă întreabă o fată câți ani am, scot ăștia așa și număr câte 14. N-am 14. Sunt numai de un leu. Care-s numai de un leu, mă, frate? Sărac așa cum sunt. Sărac așa cum sunt. Lasă fi sărac. Să rămână și dumneavoastră. Domnești. Din Timișoara. Dumneavoastră? M-am mai luat cu dumneavoastră, mă, domnești? Păi da, eu respect pe toată lumea. Ce e ăla? Mamă, că căpă mine să moară fiime. Doamne ferește, însă nu mai... Sunt te nimerești. A, frumos. Așa, da. Băi, frate, te las că ai prea mulți bani și nu vorbesc cu ăștia. Da, da. Da. Te pupăm. Salut. Ai grijă de tine. Domnești. Ceau. Ce faci, mă? Alo? Te pup cu motor. Ce? Bă, să-ți trăiască familia ta, ai cunoscut și tu vreodată expresia aia că ești negru de supărare? Sau tu ești așa tot timpul? Ai fost vreodată negru de supărare? Să poate mai negru decât atât? Vezi că eu vorbi frumos. Păi ce-am vorbit frumos, frate, am întrebat cam cum ar fi tu să fii negru de supărare? Păi, dar tu ești mai alb, tu ești mai dacă frumos. Sunt mai alb ca tine, ce dracu, hai mă, sunt mai alb ca tine. Hai ca să nu mi-e jignin, că păi sunt în rumă. Nu mă jignesc, nu te jignesc. Te-am întrebat doar cum ar fi să fii negru de supărare tu în poziția asta, să poate mai negru de supărare. Eu negru de supărare? Da, mă, de exemplu, n-ai plătit întreținerea 3 luni și te super rău de tot și ești negru de supărare. Cum dracu? Mamă, e singurul țigan reptilian să moară. Câți dinți ai în gură, mă? 50 de dinți, mai 36. Îmi pare rău că e țigan de al meu, e român de al meu și nu stă în caracter. Mesam rom, frală. Bine. Te pup să trăiești, să fii sănătos. Îmi cer mii de euro. Mi-e cer mii de scuze. Te-am jignit. Mii de euro. Pa, te pup, frate. Te pup, frate. Așa de tari, tati, tapetra, tati, tete. Bună, puiul meu. Uite mă, nu dau like. Dați mă și voi like-uri, mă, sunteți 1700 de inși și să moară măsa dacă te mint, dacă dați like-uri. A, mă, ce dracu. Era Luciani. Bă, dar frumos e ăsta, mă. Să mor de nu. Ia sunați repede la poliție, mă, să anunțăm că e un tip chipeș pe internet. Mamă, ce urât sunt pe cameră. Băi, nene, deci nu credeam că sunt atât de ură, mă, frate. Mă, uite-te și tu ce gaură am în barbă, zici că e colac de veceu să moară familia mea. Băi, băiatule, zici că sunt ăla cu ice. Bă, știți cu cine semăr eu, mă? Cu Ionica Minune, să moară familia mea. Stați-mă așa să vă arăt. Na, gata, m-am găsit. Uite-mă cu ăsta semăr. Să moară familia mea, nu știu. Ionica Minune. Deci, pe bune, dacă eu nu sunt Ionica Minune, să moară familia mea. Ia uite-l, mă, pe Ionica Minune, mâncava și pula voastră. Uite-l, uite-l pe Ferraru și Ionica Minune. Ia uite. Deci când stau cu ochii aia beleojații. Băi, tu te dracu de reburu, dracu de tărățaru, dracu de chioru, dracu. Uite. Cum pula mea, mă, să ajungi la nivelul ăsta, să te întâlnești cu tine, ești nebun la cap. Stai așa. Fenomen. Băgame. Iau ce se strâmbă, ce ai mă de cucăit, dracu, du-te, dracu, de buză, de iepure, ieburit și cu nasul ăsta, mă, și că-i cu ier de școală nasul ăsta, nu nebunul ăsta, uite-l, mă, să mă, familia.
Mamă, și că stus cu ciupul, zici că se dat în Galdalf cel sur pe podul ăla când zice lui diavolul "You shall pass!" Dum, pentru cei care n-aveți televizoare și ați prins TVR1 până mari, pula mea, zice, nu poți să treci, cam așa ceva azi. Da, e bine, e bine că e curat în cameră, să vede în geam că sunt chiloții pătine. E ce trebuie să mor. Uite ce preinfart am la gură, să moară familia și cu ochii să moară. Doamne, 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 stai să... Trebuie să mă pun pe fază lungă de aia, să-ți țin ochii așa. Te pup, frate, ceau. Salut. Ceau. Nu te dăule, ce faci, mă, mâncați așa cu aile tăle? Păi și eu ce fac? În gură de prost. Ce fac, bă, după aia, dacă mă... Bă, da mi aș pula în ție mânci, bă. Să-ți dau la mâie de fiedat. De ce mă înjuri, bă, frate? O, bă, du-te. O, bă, du-te, gata, lasă. Te-am înjurat un pic. Ce panaramă ești, uite, mai ai și dinții aia de vampir. Să te fute în cur, bă. Păi de ce faci, mă, asta, chestia asta? De ce vrei? Bă, vezi ce urecheață am lângă mine? Să mor eu. Știți, mă, produsele alea când, de pe OLX, când comanzi ceva și de fapt nu sunt alea? Rebooturile alea? Bă, ce sunt alea? Să mor eu dacă te-ai... Sunt niște produse de alea expirate, să moară familia... alterate. Ce țărani, să moară familia... Eu nu mai sunt țăran că îi înjur pe ăștia. Au dreptate și oameni. Hai să-mi dea și câte unul la muie. E bine primit. Ce vrei? N-ai ce să faci. Bara la 4 nu te-am văzut de dimineață. Scuipă-l pe ăsta care nu-l suport. Scuipă-l. Bam! Cui porfă n-auzi? Faci tu, n-auzi! Îl lăsăm pe ăla sau? Ce? Nu, ăla. ia-l. Ai, bun, ne auzim ce-am. Te pup. Auzi, mă? Zi. Se vin cu un cangur de ăla de Australia, că moară familia mea și roșu aici. Pa! Pa, pa! Aoleu, aoleu, aoleu. Aș fritările. Păi, nene, ce pizda mai dat aia într-o seară și tot mă schimbă băga mea și pula în starea ei de spirit. Și că-i vază băga mea și pula în ea, stă așa nemișcat, are inclinații de alea porno, știi ce zi? Mamă, ce căldură s-a făcut aici. A, asta știu de... Bună. Bună. Ce faci, de unde ești? Din Arad? Din Arad? Câți ani ai? Mulți înainte, ești foarte frumos. Te-a mai mințit cineva așa? Dar stă bine cu roșu și cu negru. Adică cu ruși și mustață, că văd că ai mustață. Ți-ai făcut și tu mustață, adică să-i zic pe UMTV? Păi uite, vezi că aici ai puf. Păi da, e puful meu și mi-e drag de el. Ți-e drag de puf? Da. Vrei să mergi la puf? Nu. Te vezi sacadat. Dă-l pe ăla jos, că ține grebla în mână, să ai net. Mamă, ce față de... Aș fugitări, bine. Ce mamă de naturată, mi-e Claudiu, te pupăm. Bună. Ferraru. Băiat, fată, ce dracu ești, că nu înțeleg. Fată. Că ai și gesturi de băiat. Nu. Câți ani? 14. Mulțumesc înainte, ce dracu cauți pe jegul ăsta de aplicație la 14 ani? Nu mă întreba. Păi de ce nu te dezvolți altfel? Cum... Păi, nu știu, am trage să fac catering. Da, drag. Ce catering? Că stai în juri? E, nu cu toți. Am înțeles. Bine, domnișoara de 14 ani, te pupă. Păcat. E. Ceau. Ce faci, fă, gorilu? Incredibil. Mamă, zici că ești colivă cum râzi.
Numai noi suntem aici, să mor. Da, nu mai e lume, na, nu mai e lume. Uite, m-a schimbat și struțul. Aș fugi cântat cu tine să mergi la mine, baby. Hai, baby, baby. Baby. George, nu ce... Da-ți să bea, că e supărată. Ea e supărată că a fost înșelată. Da-ți dozeci, da-ți ce vrea ea, că m-am obișnuit cu ea. Ah, funcția bășină în acest videoclip. Avem, ia uite, dar de mine ea. Deci n-ați vrea să vedeți ce am văzut eu acum, am stat vași pe la asta. Era un copil, futea un câine. Și unul îi dădea la muie, la câine. Coaie pe bune, mă! Suuuu... Ai loc liber pentru amărât să doarmă? Cum să n-avem cu mătru nostru? Pentru tine nici să pune problema viața mea. Care era amărâtul? De Radu era vorba, nu? Mamă, frate. Ferească, ferească, domnule. Dați-i să vea că e supărată. Nu era de pluș, frate, era real. Nu era de pluș. Uite, sau... ce face? Te... Cu tot respectul. Pe cine faci? Nu, deci băiatul ăsta până acum a zis că e vărătul, gen, vorbea tot vorbul lumea cu noi, gen. Da. Și ăsta se dădea de revărătul și oamenii l-au crezut. Ăsta e Feralu? Da, ăsta e Feralu. Da? Da. Da. Ce faci, mă, vărule? Cine-i Feralu? Ia uzi, mă, vărtul. A, pe da, mă, ai ta că suntem veri. Eu sunt Cosmin. Eu sunt Ionuț. Salut. Pe, cine-i Feralu? Băiatul ăsta, uite, e băiat de treabă. Dar ăsta ce e, fată sau băiat? Ce dracu e? Cine este? Asta? Nici noi nu știm. Cum te cheamă, mă? Tenching? Cum dracu te cheamă? Ching Chong Chong. Ching Chong. Aha. Am înțeles că la voi acolo, în China, vă dă numele la secundă. Dar ce dracu faceți, mă, de nu vă mai auziți? Nu vă mai auziți? O secundă și mi-a fost de ajuns. Tu te-n pula mea. De ce, mă, frate, ce faci? Bine, tu? Mă, frate, tu ai jucat în filmul ăla The Nest, adică cuibu? Da, eu eram cuibu. Te văd, băga mea, ești pula în pasă. De putea acolo ăla de spoitor. Nu mai mă jura. De ce? Zi și mi-e un sfat. Zi, ce vrei să sfat să-ți dau? Păi nu știu, cum ai dat băiatului ăla. Zi și mie unul. Fute-o în picior. Dacă e. Mamă, ce față de dur ai, mă, să mori dacă te vin. Da, mă, tu că fii frumos, băie. Ce faci? Ui, te vine pe Omegal, tu? Pe aici. Oh, de unde ești, frate? Eu? Da. Din Băicoi, tu? Oh, m-ai luat din prima așa cu glumea de alea inspirate. Nu, frate, sunt din Băicoi, e adevărat. A, da? Care e gluma, că nu văd? Păi de unde vine Băicoiul ăsta? Păi, câți ani ai? N-ai învățat geografie? Nu, am 17 ani. Mulți înainte. Mersi la fel, frate. Băicoi este la noi, în România. Eu stau în București. Da? Da. În ce sector? Păi stau în Ferentaș. Păi și ce sector e acolo? În Rahova, acolo.
Pe ori în Rahova, un ferentar de hotărâșe. Păi, păi, ferentar. Și ce sector e acolo? 3. Da, bravo. Ha. Mai ia și mai învață sectoarele și pe aia vorbim. Știi ce? Da, mă, tu mai cu glumea de-astea că stai în Băicoi, nu, Danis? Nu stau în Nex, da. I-am zis la mișto că stau, na. Păi, știam că nu stai. Poți să stai la izvorul Valea cu pești, maxim tu, sau un... Auzi, ca idee, protejează-te și tu și ia-ți un VPN, că e greu, frate. Îți dau ăștia flood. Cine îmi dă flood, îl prind și îi fac urechea atâta, ce zici de treaba? N-ai văzut cum îi pun? La scuze? Ia fă tu treaba. Eu zic că te... Nu, nu, că nu mă ocup gura asta, dar protejează-te că... Știi cum e, tot poate pe Omega. La ta struț, ia IP-ul și paralizează-l. Hai că-ți arăt eu acum ce-ți fac eu ție acum. Păi tot ce e prieten cu mine, dar nu dau flood. Înțeleg? Ce nu dau flood. Înțeleg? Da, pe ticule, dă-i drumul de aici că te desenezi. Hai, ieși. Hai, te pup, bată cu live-ul. Pa. M-am și eu oamenii mei. Belis Carasu. Ce trebuie cu ăștia așa serios, mă? Mă, nu cred că am dat de tine. Nici eu nu cred că am dat de tine. Ce faci, mă? Bine. Chiar stăteam și mă gândeam acum câteva zile, oare ai dat de el? Am o întrebare. Hai, zi din prima. În ce cartier stai? Eu? Da. În Simileasca. Tare. Tu unde stai? În ce cartier stai? În Colentina. Aha. Bine, frate, te pup. Poți să fac o poză? Haide, mai repede. Ai donat, ai donat, ai cu vă povestesc până mâine. Te pup. Ce să te pup, frate, salut. Ce să caut, mă? Nu te bădă nebun că nu caut nimic, că nu am văzut ce ai scris. Frumoase sunteți. Asta e urățel, iubita, e urățel. Ești țigan? Da. Sunt urățel baba mea, dar știi ce zic? Nu trebuie par fericire între bulete. Fericirea s-a ascuns la tine aici, uite așa, unde n-ai dintele. Acolo s-a ascuns? Cine dracu să vă ia făcă și că te scapule de alea de mâncat să alcâm, să moară familia mea. S-a mort! A, ce vreau cu ația și l-am gățat? Azi rupt pula în două, pe uite, am rupt asta ca tine în Germania, la, le-am rupt o mână și le-am băgat la cerșit, că de pulă nu ești bun, du-te, dracu, de ghimbiru, dracu, de nebura, dracu, și asta să vedea femei, bă, să moară familia, plecați, aaa, guițică, aaa, ne dați. Ce faci, mamaie? Păi ea vorbește cu el. Nu vorbesc. Mamaie, ce faci? Mamaie, mă, păi ce sunt mamaie? Păi dar ce ești? Nu ești bă tinerică să mă învece cad. Păi ești că ești pitbull, să moară foarte. Păi nu-ți bă tinerică, dar nici bă tinerică la 38 de ani de îndreaptă. Bă, muie, ești prost. Stai, mă, o, mă, că mușcă ca de corsul ăsta, nu vezi ce rău e, uite ce gușe are. Cunosc niște familii. Da, da. Vrei să faci o donație de gușe aia, mamaie? Bună, ce faci? Ia uitați-vă, mă, ce mă? Ești pula de tine să fac. Ești un gândac de la bucătărie călcat. De ce vorbești urât? Du-te, dracu de nebun. Bunică, vorbești urât cu mine. Asta vorbește urât cu mine. Zii și tu că vorbești urât. Nu vorbesc nimic. Te pup, mamă, te pup să rămână, să fii sănătoasă. Mă jură. Doamne, du-te, bă. Mamaie, fă-i ceva rău ăsta, aruncă-l, nu mai ține în casă. Bunică, iarăși acum. Doamne, să o cheamă pe mamaie să se moară familia mea. Fii al dracu de nebunul, dracu de demetul, dracu. A venit cu super mamaia. Imogen. Iar a fost, mă, după pâine, a fost după pâine. Oare familia și că ești contele ăla pui cula, știi? Dar cunoști expresia transilvaniană. Mai scutește-mă, pa. Mamă, ce are până acum stare. Pula, dar nu mă doare gâtul de nebunesc. Să fac spondiloză cervicală. Fii atent cu ei, Ferraru. Fii atent, frate, aragaz vechi. Asta e, frate, atât am permit. Te pup, cabron. Ceau. Hai, salut. Mă!
Să-ți fie în gură. Vocea ta, vocea ta. Băi, dar de ce mă schimbă, bă, asta? Nu vorbesc cu ăsta. Du-te, mă, băi, dă-te în pula mea de aici, de bulangiu, vezi? Da, am făcut, mă, să muriu. Nu tu, mă. Tu ești cu pula la gură, nu vezi? Aici nu e pula, e. Ce faci, mă, de unde ești? Din Brașov. Cum ți se zice, Renu de Brașov? Ce? Cum ți se zice, mă, Elanul de Brașov, ai față de Elan. Să de Elan? Da, ți se spune Elanul Smooth. Ce pula. Ce pula mea de nebuna. Vocea ta, vocea ta. Olu! Îți place cuțul meu? Să ce nu fă? Zici, să nu zici că ai dat în el. Încă nu. Nu. Încă nu? Nu. Cleștele, dracu de rufe, ce ești? Auzi, Andrei, că ești, ești poporarule, ești. Ingresiv. Ce faci? Ce mă schimbă asta? Porcinele, dracu, pestele, dracu, porcinele. S-au unit puterile, a venit puterea înapoi, m-a venit, a venit armata mâncavași gura voastră, pe voi mă mâncavași gura voastră, haide tată, ia uzi. De la mine uraganul special și din partea lui fratele meu Costel Fișu, pentru fratele nostru, pentru Jean Brăileanu, omul care reprezintă. Te pupă Mihailoile, mulțumim frumos. Nu te-am mai văzut de o grămadă timp, frate. Te băgăm și noi melodia asta lui Alexandra de boieră, mâncava și asta e de viță nobilă, e de viță aleasă, e de rasă, băi, Alexandra! Există noua generație în România! Boierul ăsta nu cumpără, nici nu vinde. La mintea lui pe toți vă face din cuvinte. Alexandra, pentru contribuția ta la distribuția asta de... Ce să mai zic? E ce trebuie, Alexandra. M-a luat transpirațiile. Are de-alea, registrul de-alea de Cobra Kai, Karate Kid, 7 copii de ăștia, știi ce zic? Nu mai zic nimic. Hai să fumezi țigara asta. Să trag linie pe ea așa. Să fumezi, mă, să bag în mine de-astea. Deci când n-aveți bani, oameni buni de sobranie tare de 500 de mii pachetul, luați carioci și vopsiți-le galben, roșu, adică luați așa, faci sobranie de 500 de mii pachetul. Și ce zic, nu trebuie altceva. Gata, ce să mai zic, nu mai zic nimic. Că de când nu ne-am văzut, am și o melodie, Juve, Juve, te pupăm. Mihailoiule, n-ai mai fost, bă, pe la noi de o grămadă timp, ce ai făcut? Ai luat concediu, ce dracu ai făcut, bă, frate, când te-ai mai văzut de o grămadă timp? Am și o melodie asta, e...
Aha. Aha. Ha. Multă vreme au trecut, codrule, codruțule. Janau Eminescu, Alexandru, faci ce faci, te-ai apucat de citit. E noapte și e târziu. Mamă, ce babă veche sunt, dar sper să vă placă. Am și cu tine azi vrea să fiu. Și să te sătru mereu, oh. Ce dracu e aia, mă, frate, o mie de cânzit ăștia. E noapte și e târziu. Mă, fratilor, ce ăștia o mie de ăștia, mă? Și cu tine. Stați, bă, fraților, ce ăștia, mă, o mie de ăștia, mă, cam faci pula voastră? O mie de cât zâncând ăștia, ce sunt ăștia, mă, cam faci pula voastră? Ce faci, mă, arunci cu cazaci, cu razaci aici la noi? Pă, de gău, Radu, te pup, frate, o mie de ăștia, ce dracu să ăștia, mă, că nu știu ce să ăștia. Poate cineva ce e astea, o mie de... Aha, te pupăm, te pupăm cu mătru nostru. 5.000 de euro, 10.000 de euro pe live, am primit Cavaș pula voastră, 10.000 de euro. Și tot Popescu, știi ce? Uitați-vă, mâncava și pula voastră, donație, mâncava și pula voastră, 1.000 de euro, mamă, sunt alea lire turcești, mâncava și pula voastră. Te pupăm, frățiorul nostru, să fii sănătos. Ascultăm melodia asta dedicată pentru o viespe blondă. Încă o dată, de la capăt, pentru viespea mea blondă. Nu contează cât contează că arată bine acolo. Mari baboi, că potolește-te, gata. E noapte și e târziu. Am și cu tine azi vrea să fiu. Și să te sătru mereu, oh. Ne pupăm, Juve! E noapte și e târziu. Și cu tine we'll be right back.
dintre noi doi oare de ne-am despărțit? Că nu e vina mea, poate nici a ta, dar cu soarta în lume nu te poți lua. Cine-o fi de vină, cine-o fi greșit? Dintre noi doi oare de ne-am despărțit? Că nu e vina mea, poate nici a ta, dar cu soarta în viață nu te poți lua. Fraților, asta e melodia anilor 2004, 2005, 2003, 2004, nu mai știu, că erai îndrăgostit. Dragostea însemna o colă la un litru din asta care o țineai așa. Care ați văzut cu sticla așa? Care ați văzut, bă, faza asta cu sticla așa? Așa, pe drum, așa mergeai la, la un litru ca să țină mult discuția între tine și respectiva. Cola la un litru, așa, asta era generația la melodia asta. Cola la un litru, un pachet de Viceroy, ea fuma light, îți dai seama, tu fumai de la roșie de BHI două zile, ce ai că ești măgarul dascălu, așa. O cei la o cofterie, un profiterol, pula mea, o pupai, o iubeai, ești nebun la cap, o invitai și nu știai dacă e gagica ta. Acum o fuz de 7-8 ori și nu știe ea cui gagică e. Și ce zic, așa s-au schimbat timpurile, da, amintesc în copilărie, da, Alexandra Neagă. Ah, ce vrei? Asta e. Genele sar peste generații, așa a fost mereu. Mulțumim domnul Juve. Mulțumim domnul Moga. Mulțumim lui Mihailoi încă o dată. Și ce zic? Și la toată lumea care ne urmărește. Ce să zic? Vreți un story time așa sau ceva? Sau mai facem un pic de Omega? Haideți, fraților, cola și semințe, da. Ce vrei, frate? Hai! Toți care au 40 de ani, da, frate, suntem bătrâni rău de tot. Suntem mai bătrâni ca legenda, mânca vaci bravastră. Mai ți aduce aminte sucul la plic Rio? Bă, sincer, Radule, nu mi-aduc aminte de sucul la plic, dar de câte ori te văd, practic, mi-aduc aminte de sucul la plic. Și papagalul ăla, după sucul ăla, după Rio, fute-te în cioc să te fudă nebun, Radu de Găut, prietenul nostru și fratele nostru în același timp. Mai vărsai și jumătate de cola în jos. Când îi bălângâneai pe lângă tine, că așa era, da, mă, te duceai în parc să moară familia. Mamă, și era, vrei ceva de la patiserie să moară familia? Abia dacă nu-ți gheorțăia stomacul de foame, aveai geam la burtă, te vedea colțul de pâine care îl mâncai la muncă, mânca vași gura voastră. Ce vreți, mă, aia erau timpurile, mânca vași gura voastră. Îmbrăcați de la second hand, îmi luam tricouri de alea cu Juventus să moară face, că eram fotbalist și cu Jean-Pierre până aici. Aveam tenis și cu crampoane. Păi știi, sau tractora și e așa, pac, îmi făceam talentul hub, mergeam în drum către sifoane și cu picioarele astea crăcănate ale mele de trece și metrou și tramvaiul și tot trece până, dar bine, ce mai bine, crăcănat poate să facă schema crab, adică știi, schema crab, cea mai tare. Mihailoiu, frate, sunt bani cehi, te pup, frate, mulțumim frumos, coroane ceheze de alea, nu? Sau ceva de genul, Mircea Adrian, nu e noapte și e târziu. Da, domnul Mihai Baboi, mari Baboi, te pupăm, Andreea Buricioiu, story time. Haia negru cu roșu, crampoane, așa, așa, așa. Era un suc de ananas, dar sticlă de sticlă, nu mai știu cum se numea. Da, îl știu, da, Daniel Drăgoi, da, se numea, nu mai știu cum se numea, nicio. Ia bagă o percuție, Dobrican Adrian, te pupăm, Dobricane, cu inima ta elvețiană. Nu știu ce se întâmplă cu cel băie ca și cu Darius, bă, frate. Bă, dar unde sunt ăștia, mânca vaș groască? Nu i-am văzut. Claudița aici, Jericho mai slăbuț. Ah, Struțu și cu Claudia sunt, acum văd pe aici, pe grădina lui Ion, toate păsările de un Brifcor. Nu, să nu mai Brifcor, nu e mai vechi. Așa, să nu mai pun la suflet, fratele meu. Ce ai, Sorinele? Te-ai înșelat zidarul? Ce dracu ai făcut, bă, viața? Să nu spui că trăiești cu Darius, că nu te cred. Gata, deci nu se poate așa. E supărat pe Darius, mă. Am intrat în forță, da. Pe mine nu mă bagi în seamă. Hrisculari, te pupăm, Hrisculari, să fii sănătos, sănătoasă, ce ești, nu știu ce ești. Așa. Te pup Ferrarul, șeful la YouTube. Păi, șeful la YouTube nu sunt. Dar pot să zic că sunt cel mai mare șef din camera mea, mânca vaș groasă. Alexandra Neagu, înlăcrimată, mai ești maică. Da, pace și iubire la toată lumea. Tănuți, papa. Bă, și pace și iubire există, dar avem nevoie de el. Tu, Dumitrescu, Nira Fam, da, poți să-mi spui Elena. Te pup, Elena. Mihailu,
Are fetițoi, da, să ne referare. S-a luat unul aici pe live de Mari Baboi. De ce te-ai luat de Mari Baboi, mă, băga mea, ești pula în tine să-mi bag? Dacă îți dă asta o bășină să moară frații mei, dacă nu? Zici că te-a lovit taifunul. PDV-ule, da, gambrinus la litru, nu zice nimeni. O, uite, un bătrân adevărat, un șprițar de la The Bar, alias una mică la Georgica, gambrinus la mamă ce-l beam. Cât e dobânda de obicei talentule? Nu pot să spun că va trebui să te ucit, dobitocule. S-t-r cu Chito. Seara bună, Ferraru, știi, ești femeie, te pupăm cu Chito. Am înțeles, ai venit pe agățeala aici. Te pupăm, frate, mulțumim frumos pentru donație. Te pup continuu cu Live Skip Out. Hai cu Omega, da. De trec cu 4 sortimente, nu am înțeles. Mai erau cofetăria prăjitura aia cu cartofi la 3 lei. E și acum, frate, o mănânc și acum eu pe aia. Să moară Cipriana dacă n-am dat farul la 300 de Alexandra Neagu, comună, tare numele ăsta se pare. Andrei Gheorghe, ești cu poza mea de profil, așa, și crede-mă ce zic, ca să poți să găsești tu Alexandra Neagu, trebuie să, știi ce zic, să ai niște poze din alea de centaur. Nu poți cu un Facebook de ăsta de amărât vesel să o agăți pe Alexandra Neagu. E la level, domnișoara. Ai înțeles? Te saltând în gură și mi-e foame. Și mie mi-e foame să moară familie. Mai bine lași vorbă și treci la Omega. Dar bună seara, îmi cer scuze că vă deranjez. Nu ne deranjez, Aura înțeleapta. Mamă. Aura fata lui Solomon. Fă caranaldo și la fă caranaldo și lasă-te de cola. Căcat. Deveniți membri. Alexandra Neagu a pus mâna în cap așa. Tomi Cozac. Băi, Tomi, tu ești, mă? Te pup, băi, Tomițule. Te pup, frățiorul. Ferrari ar merge o colaborare cu Alin pe Omega. Nu, frate, m-a supărat rău de tot Alin cu ultima lui apariție. N-am nimic cu el, cu contentul lui, e prietenul meu în continuare, dar m-a supărat rău, tare rău de tot. Nu poți, mă, să distrugi așa credința o grămadă de oameni, să vină un dobitoc să îmbrace într-o robă. Nu știu, mie nu-mi plac glumele astea de Dumnezeu, să îmbrace într-o robă și să nu pățești nimic. Adică, nu știu, credința asta oarecum trebuie protejată, nu poți să faci mișto așa de... El e o nebună, înțeleg, Caterinca, dar nu știu, nu-mi plac glumele de Dumnezeu mie, nu mi-a plăcut niciodată. Ferrari am avut și o MTV, dar mi l-a blocat. Păi la felul cum scrii, îți dai seama, te-a văzut aia acolo Cristian Marius, a zis, mi l-a blocat, pula mea, cine știe ce treacă, bine că n-ai scris, îmi blocat. Mai ascultă un story time adevărat, Claudia, niște mici din Ploiești de pe strada, a fost la Caterin, că e nebun, da. Îți place Burger Factory? Nu. Ai dat de Vlad Obu? Da, am dat de el. Vezi că eram pe subiect astăzi, da, fraților, nu știu dacă l-ați văzut pe mizeria aia de copil, Vlad Obu, parcă, da, am văzut videoclipul ăla cu el, un papițoi neurecheat, cam asta, așa, când îi cerea, da, în fine, nici nu vreau că mă enervez și n-are rost, nici nu are rost. Să te ferească vreodată Dumnezeu Vlad Orbu, să dai de vreodată cu mine. Că am auzit că umbli în anturaje cu Christian Tate, cu lume de asta. Să vezi capac ce-ți dau, dar nu ți-a plau de urechile. Hai să vezi. Acum cât timp ai bătut pe cineva de pe Omegle? Nu am bătut niciodată pe nimeni de pe Omegle. Eu nu sunt interlop, eu sunt un om, un familist convins. Cine dracu mă vezi tu? Super Saiyanu? Îți place McDonald's? E, nu-mi place McDonald's. De cocoș roșu? Da, bun, la cocoș roșu. Da, fraților, trăim într-o societate în care s-a uitat de tot felul de căcaturi. Da, mă, un obraznic, îl vedeam așa întins, le-a aruncat ochelarii lui un băiețaj ăsta. Bine, și ăștia, mă, merită parcă într-un fel așa, mă. Un pizdoi de la ția, ăla ți-aruncă, te crezi că vreau să te pup, faci kickbox și tu ești, bă, sportiv. Pă, fă, bine, abia dacă poți să numeri câte cuțite îți dau să s-aleag. Doamne, lăsați-mă, dracu, că... Mă duc la fâșcărie cu voi, vă, dracu de nebun, și așa am atâtea probleme pe cap, l-am plătit întreținere, l-am plătit să-mi vai de capul meu, merge mai prostit, mă enervez rău și... Da. Da. Tutankhamun. Da, tu ești Tutankhamun, că ai 50.000 la mână, mâncați-și cu tot, Alexandru. Eu sunt mai mic, sunt Cheops ăla. Ești nebun, are ceasul ăsta, amărât pe vreo ăsta. Cheops, tu ești Tutankhamun, să vă arăt familia.
E vorba de gluma lui Alin. Dacă da, Caterinca nu a fost de Dumnezeu, ci de preoți. E o diferență. Frate, nu am nimic cu el. E prietenul meu în continuare, doar că nu e vorba de preoți. E vorba că atâția ani credința asta a ținut legile astea între oameni. Știi ce zic? Și tu cu cât o defăimezi mai mult, sunt oameni care cred în chestia aia și automat creierul percepe informația altfel. Știi ce zic? Nu e ok din punctul meu de vedere. E un lucru sfânt și nu trebuie să facem caterincă de el. Nu neapărat de credință, nu trebuie să spunem de preoți. Preoții sunt oameni ca noi. Dar credința în sine trebuie respectată. Pentru că dacă nu mai sunt legi, nu mai e moralitate. Ai înțeles? Nu mai e moralitate. Unde e dacă nu mai e? După ce că primordial în ziua de astăzi sunt banii și toată lumea a uitat că există un Dumnezeu și nu totul se termină aici, nu vedeți? Ce dracu să mai zic. Josnic. Ce faci? Omegle Neaferaru, abia aștept să, da, stați un pic, trebuie să răspund la, cu metre vă sunt după aia că sunt pe live. Vă pup, pa Jamal. Sătără cu Chico, hai chat cu o donație la Ferraru, te pupăm Hachico, ca așa o să zic de acum, Hachico, că e foarte complicat numele tău. Da, la culcare, că mâine e de muncă, nu neapărat la culcare, fraților. Când trebuie să trecem noi la culcare, vom trece pe scena principală, scena 2, scena Omegle, scena de început, scena principală. Nu mai se conectează scena principală, scena Omegle, dăm înapoi, scena nu știu cum, ne vedem, scena principală. Dar ce nu mai e scena principală, nu știu ce dracu se întâmplă. Nu mai vreau să ia scena principală, dar nu știu de ce. Am umblat la ceva, am făcut eu ceva pe aici. Vă dați seama că am făcut ceva, nu? Sunt terminat rău de tot, mă bate tehnologia rău de tot, jur. Asta este. Salutare, ești sâmbătă la Piața Victoriei? Nu ies, frate, să... Bă, terminați cu oameni, nu fac OMTV, nu mai fac gata, nu mai fac absolut nimic. M-am plictisit, vreau să fac sorry time-ul de-asta. Aștept întrebări. Am să vă răspund cât pot și eu. Și ce zic? Întrebări și răspunsuri. Tot de la voi. Mamă, m-a umplut peruca asta, mâncat v-aș gura. Uite, Alexandru, ce mi-ai făcut să moară familia mea, mai floci ca de mine. Dacă mâine mergem la munte. Da, Radule, mergem. Mâine mergem la munte, Radu. Better story. Așa, bine că ai oprit lumina. Da. Vai de capul nostru, lui ăsta care a făcut din astea, mamaia. Face MMA. Bă, frate, în primul rând când faci un sport de contact, din ce am învățat și eu așa, din familie de sportivi campioni mondiali ai României, din ce vorbesc și eu așa, bă, fraților, nu există așa ceva, n-ai cum, trebuie să ai un respect, stați un pic, mă sună David de la Țăndărei. Da, haptocă. Vezi că am luat purină de aia, cum ai zis. Îngave. Mă, viața mea, spă live. Hai, bine viața mea, hai, te las, fă-ți treabă. Ești la București? Ești la București, la Arogan. Mâncați ești cu aia, ai rămas singurul șmecher cu ghiul pe mână din București. Te pup, te iubesc. Pa, Davidic. David la Țăndări. Da. Aila, Aise, prea frumos ești. Bă, sincer, știu că m-ai mințit și nu mai am nevoie să fiu frumos, că deja mă place cine trebuie. Cred, nu știu, pula mea. Să-mi pun niște păr. Ce părere ai despre droguri, ca iarbă și chestiile astea? Frate, Alex Petrescu, după cum spuneam, drogurile sunt oarecum în era asta a noastră, sunt de necontrolat. Într-adevăr, despre cocaină nu vreau să aud așa ceva. Hai că să zic, iarba aia mai merge un pic așa tolerată. Dacă ai un anturaj ăsta de copii, de nebuni, este făcut odată pe săptămână, să zic, să te simți bine cu prietenii tăi, să râzi, să te degajezi de la probleme. Dar dacă practic tu faci asta zi de zi, practic rămâi degajat tot timpul de la problemele tale și încerci să eviți realitatea. Și când te trezești din chestia aia care îți oferă exact în ce vine dracul cel mai frumos, dracul vine deghizat în tot ce e mai frumos și mai bun. Ai înțeles? Ai nevoie din nou de dracul. Și trebuie să te faci frate cu el până când te duci dracul. Deci zic, nu sunt de acord cu așa ceva, doar că sunt foarte greu de controlat.
închide pagina de OMTV și pe aia schimbă scena. Am închis-o, brother, am închis pagina de OMTV, dar nu mi-apare scena principală, nu știu de ce. Prostul de Radu a făcut ceva pe aici, că doar Radu a putut să îmi facă așa ceva. Nu mi-apare nimic ca brodere. Nu mi-apare. Da. Alte întrebări, alte răspunsuri. Ce înseamnă să fii șmecher în ziua de azi? Să fii șmecher în ziua de azi înseamnă să ai cultură generală, să fii de familie bună, să înveți, să faci ceva care să contribui la univers. Ai înțeles? Să-ți respecti părinții, să-ți respecti sinele. Ai înțeles? Și să te gândești de două ori, că dacă faci rău cuiva, ți se întoarce și ție înapoi. Vii pe la Suceava, adevărat, bro. Sunt fată, nu băiat. Hrisculare, te pupăm, fata Hrisculare. Lasă că e mai șucară asta, da. Te pup, Romeo Gaming, te pup, Romeo Gaming. Alexandra Neagu, o, pliciuiește. Sorinel Sibiu, mițul ăla din Mamaia, ce zice Mădălin de el înainte? Frate, Sorinele, mă, vorbește mițul ăla din Mamaia. E un nume greu, Mițu. E un nume greu acolo. El, Eminescu, Decebal, sunt niște oameni care... Și băieților Neacocoși și Neacocoși sunt niște respecte, sunt niște descendenți mai evoluați ai țiganilor, cum sunt și eu. Au cultură generală, ai ce să vorbești cu ei, nu fac dezacorduri în vorbire. Și chiar dacă le fac, să zici că na, toată lumea mai greșește. Dar sunt altceva. Pe la Coreea de Nord, când vii, frate? Nu știu, frate, că mi-ai luat role, nu știu. Ferrari, scoți o melodie, o să scot o melodie. Părere despre copii care fumează, tocmai am spus-o. Te pup, fratele. Ce țigări fumezi? Dahil albastru, Ferrarul, nu scoți și tu o melodie. Să ai bani, ai respect față de aproapele tău. Nu neapărat, bro, îl mai știi pe Chedi de Mitar, nu. Cum ai scăpat de frica de bătaie să nu te piși pe tine când îți bagă unul o palmă? O bună întrebare asta, mă, frățiorul meu. În general, când faci un sport de contact, în general, când doi oameni sau îți dă intervalul unul, ceea ce nu mai se întâmplă de mult în lumea noastră, când îți dă un interval unul, indiferent cât de smardoi ai fi sau când de șmecher ai fi, ai chestia aia de frică, știi ce zic? Dar dacă faci un sport de contact și faci sparinguri zi de zi și te bați, automat începi să-ți controlezi oarecum chestia asta, ai înțeles? Trebuie să nu mai fii pizdoi și să înțelegi că bătaia nu omoară, doar doare. Te refaci și da, ai înțeles? Și într-o bătaie îți recomand să fii foarte, foarte, foarte calm. Ai înțeles? Bătaia când o faci, ai 2-3 secunde de forță, nu, trebuie să știi să-ți dozezi energia. La fel ca și cum fuți. Când ești tânăr, fuți repede ca prostul, când ești bătrân, fuți așa cu artă, știi ce zic? Altceva. Așa zic eu. Într-un minut și 45 de secunde distrug tot ce clădesc în ultimele 2-3 săptămâni de discuții. Prost sunt. Ferrari îmi răspunsese mie, Sorinel. A, ce zici, frățiorul meu? Ferrari, am înțeles că înainte exista o cartelă care te duceai la pâine, este adevărat. Da, era cartelă de pâine. Era pe timpul Ceaușescu. Ferrari, a, Cocoș, care a locuit în Brăila, s-a mutat la Constanța. Da, frățiorul. Salut, mă, te rog. Te salut, George. Sunt șmecheri în Neamț? Sunt cam mafioți pe la Neamț. Mararu, Puiu Mironescu, alte leveluri acolo. Frate, te-am întrebat eu înainte, crezi că l-a adus pe ăla din Mamaia să se comporte așa? N-am înțeles. Dacă nu scoți o carte cu personaje fictive, te blestem să mor. Profund de sport, te pup, frate. Am să fac și o carte de-astea cu personaje fictive, dar personajele astea fictive s-ar putea să mă trimite la... Na. Da. Sorin Dinu, problema că s-au apucat sportul de contact pentru smardoială. Băi, smardoiala nu se face, se face în ring, nu faci smardoială pe stradă, pentru că ești un dobitoc, exact ca și cu femeile. Ai înțeles? Un prost care bate femeile este împotriva violenței femeilor. Ai înțeles? Nici de nicio culoare, nu sunt de genul. Da, mai ieși la te sparg, da, așa, căcat. Nu știu ce înseamnă asta. Trebuie să iei un râs un om care... Știi că deja poți să-i faci orice sau doar dacă îl împingi, ce trebuie cade în cur. Ăștia, smardoi ăștia care țipă și sunt mulți care ies că le povestesc ce fac între afară, se duce, face poze cu ăla, plătește și între noi sunt fraieri, lăcheți. Du-te mă, ia țigări, ia cafea, vină încoace, hai, du-te, spală mașina, fă de astea, înțeles, și vorbești la fel că sunt, că faci, le povestește la alții până le fute nevestele, să mor eu dacă te vin de ei, alții din grup. Ești niște pizdoi, primul rând un șmecher niciodată nu vorbește ce face pe stradă acasă sau...
da. Ai auzit de Gone Barbaru ce s-a întâmplat în Târgu Mureș? Am auzit, frate, îmi pare rău, ce să zic. Războinic, ce să zic. Ce ai făcut la Râmnicu Sărata cu 100? Am fost la cumătru meu la Ciprian de la Madrid, am fost pe la Mamaia pe la țară, am fost pe la verii mei, pe la unchii mei. Am copilărit cu Decebal, cu Tancu, cu băieții lui Comitet, frate lui Cocoș, nume grele. Victor Ruse, pe bune, sunt nume grele și etichetă la obraz. Știi ce zic? Ce șmecher sunt la Giurgiu, tu ești. Nu mai faci ome, nu mai fac ome. Zăi tu San Baro Rom Șucar, mesam, mesam, ai la ese. Îl pot saluta pe verișorul meu, Aian, e fan mare. Te salut, Aian, verișorul George Moga. Ferrare, te pup, te respect, ai un caracter de 1000 de euro. Dă-i dracu, să fie de câțiva cenți, dar măcar să fie ascultat. Ferrare, cum trebuie să te comporți cu oamenii ăștia care te vorbesc cu rupe la spate și când ies cu tine se dau prieteni? Frățiorul meu, niciodată nu poți să astupi gura lumii, nu astupă nici până. Tu continuă să fii la fel. Trebuie doar să-ți dai seama că te bârfesc cu alte lepre care sunt în aceeași branșă cu ei. Ai înțeles? Un om adevărat te știe cum ești, ai înțeles? Și când vede, eu, de exemplu, dacă vine unul la mine cu o bârfă, eu le iau imediat. Bă, ce faci, mă, pizduiule, ai înțeles? Știu genul. Eu, bârfe. Te salut de la Oradea, te pup, frate. Frate, crezi că poate să existe Dumnezeu fără Satana, bine, fără rău? Nu există ying fără yang și nu există completare, pentru că n-ar exista. N-ar exista plăcere, n-ar exista cunoaștere. Nu există așa ceva. Nu există doar lumină, nu există doar întuneric și tot așa. Problema este că dacă te naști în lumină, într-adevăr ești binecuvântat. Dar puțin cei ce se nasc în lumină și rămân acolo. De ce? Nu mai au de-aia și chestiile astea și dorința asta de maturizare imediată, distruge foarte multă lume. Când te naști în întuneric și în fiecare zi progresele tale sunt către punctul ăla mic alb care îl vezi de departe și la un moment dat devine ce mai mare, cu pe etapă, toate etapele care le parcurs și lumina devine mai mare și te încălzește și vezi și te vindecă și aia, automat lucrezi să faci ceva pentru binele ăla, știi? Când te naști deja în lumină, deja ești înțelept. Nu știu cât mă înțelege ce vreau să zic eu, dar pula mea. Cunoști țigan din Țăndărei? Tocmai m-a sunat unul, David, de la Țăndărei, frățiorul meu. De tine ferici, știi ce zic, inventate? Nu cred că te legi ca om. Știi ce zic? Proful de sport, știu ce zici. Șmecher până ia lomița. Lăsați-mă, fratelor, cu șmecherii, că nu vreau să vă vorbesc de șmecheri, că voi nu știți șmecheri. O singură vorbă zic, nu există șmecher în România să nu cunoască pe Ferrarul Mădălin. Dacă nu mă cunoști pe mine, să nu ai avut reacționat cu mine, înseamnă că nu ești șmecher. Mai mă refer și la alții, în garda bătrână, poate care, na, garda vechi. Dar nu-mi trisează pe mine șmecher. Îi cunosc ca și persoane, așa, nu neapărat că... Ai fumat vreodată în afară țigări? Da, frate, am tras odată un fum de marihuana de aia să văd cum e. Doamne, am zis că mi-e rău două zile, mi-a luat capul, îmi făcea capul așa, mâncava și gura asta, am înnebunit, mâncava și gura, că distracție. Acum foarte, foarte mulți am tras un fum de drog, l-am zis că mor, mâncava și gura voastră. Ferească Dumnezeu ce zis, călâmbă Satana. Cel mai frumos e că am dat în care. Da, stimă și respect, dar Ferrari ai vorbit cu ăla din Constanța, de făcea scandal? Nu știu. Întotdeauna că este lipsa lui mine, nu există ca stare. Dana Minodora. Este doar o teorie asta, domnișoara Dana Minodora. N-ai de unde să știi tu. Ai înțeles? Întunericul este lipsa luminii, nu există ca stare. O prostie totală. Asta este, nu mai știu cine a spus-o. Este o prostie, este doar o părere. Nici de cum. Există orice și există parte din orice în orice. Și în bine, și în rău, și în particulă. Ce părere ai? Așa. Ferrare, tu dacă mori acum, unde te duci și de ce? Frate, dacă mor acum, nu aș muri în păcat. Ai înțeles? Pentru că vreau să văd crește băiatul mare, să pot să-l ajut, să-l modelez cum vreau eu. Ai înțeles? Mai am nevoie de un pic de activitate în viața asta și cred că în iad mă duc, pentru că... cred că în iad mă duc pentru că nu am respectat standardele. În primul rând, cel mai urât păcat este gândul.
Gândul este mai, e la fel ca și fapta. Numai că gândești rău sau plăcerea sau etică, tot ce facem noi. Florin Livian, bă, nu-l mai știți pe la din Constanța azi, l-a întrebat de el pe Facebook. Ha, s-a găsit la tati. Și pe cei din gara vechi în stat, da, știu. Ferrari, ești prieten cu Nuțu Cămătaru? Nu, frate, sunt cu copiii lui, prieten. Ferraru, faci un giveaway la 100 de mii? Nu știu ce e la giveaway, frate, nu știu. Mor pe lumea cealaltă care întreabă, sunt șmecheri la Suceava, Botoșan, Craiova. Mamă, mamă, ce discuții aveți, bă, frate, în loc să mă întrebați lucruri utile care v-ar putea folosi la ceva, mă întrebați de căcaturi. Cum mai e relația cu cordunenii? E bine, frate, de ce asta te interesa pe tine? Vrei să te combin cu vreunul? Ferraru, faci un giveaway, nu. Ferrari, te știi cu fișcă din Dâmbovița. Fișcă, 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 nu știu, mi se pare că da. Înainte de a cunoaște rușine, Adam și Eva cunoșteau doar pe bunul Dumnezeu când au fost goniți. Stai un pic, cum? Înainte de a cunoaște rușinea, Adam și Eva cunoșteau doar pe bunul Dumnezeu când au fost goniți din grădină, le-au pus să recunoască răul și să aleagă între bine și să pocăiască, frățiorul meu. E greș și Maxim, nu stau să intru în polemici cu tine. E greș și Maxim, așa scrie în Biblia și ai văzut tu? Nu cred. Ai prieteni amici de prin Galația? Am, frate, peste tot. Cum fac bani? Te duci la muncă mai întâi ca să poți să-i prețuiești. Nu ai dreptul la bani dacă nu știi să te chinui pentru ei. Dreptul la câștigare cine știe să piardă. Cum poți să joc basket, băieți, 13 ani? L-au făcut de favoare. Bă, frate, dacă alegi să te naști, prefer să fii țigan sau român? Prefer să fiu om de meserie. Asta îi contează cel mai mult, să fii om de meserie. Nu țigan, nu român, nu asta face paritate. Când ești om, Ferrari, cunoști zonele de Dragomire și Ciorogârla? Cum dracu să le cunosc, mă? Care este, frate, băiatul? Cum este, frate, băiatul? E bine. Zi despre Ploiești. Ce prostie, da? Un sfat pentru tineret. Pune-ți mâna și nu mai... Sfat pentru tineret de la Ferraru Mădălin. Puneți mâna și renunțați la războiul ăsta word to word. Ce nas ai, ce față ai, ce cap ai și dezvoltați-vă personalitatea mult mai mult și faceți lucruri care să contribuie pentru umanitate. Deveniți doctor, deveniți polițiști, deveniți avocați, deveniți orice. Lăsați prostiile deoparte și nu mai puneți preț pe obiecte, haine și etc. Fiți cu adevărat șmecher, clădiți-vă bine de mici. Salutare, frumă, mai există termenul de prieteni, nu, ce părere ai despre Rai? Ia, ai fost la Roma vreodată, da, am și neamuri pe acolo. Salut, cum găsesc înregistrarea când te dădeai pictor cu doamna? Cunosc zonele Dogu, Vișani, cum dracu, de la noi, de la țară, la Dogu, la Moară, la Vișani, la Ghergheasa, Căscas, Galbenu, Bălăgeanu, Fleva, Ziduri, Lanuri, ce dracu mai pe acolo? Ai avut ceva paranormal? Da, bă, frate, am mai existat și o chestie paranormală într-o zi. Dormeam și practic când m-am trezit, pentru prima oară în viața mea, la anii mei, la 40 de ani, s-a trezit băiatul înaintea mea. Adică ăsta, băiatul ăsta, știi ce zic? Nu. Nu știu ce s-a întâmplat. Practic, cred că m-am trezit eu mai devreme decât trebuie. Ești de părere că suntem singurii din universul ăsta? Nu. Seara bună, Dan Santer, când a fost întrerupt, Bianca, bătrână, du-te, fă-mi pula mea și tu și câienea ăsta și vă morți în gură de brablele, dracu. A venit să mă înjurați pe aici, băgava și... Șeful i-a mâncat ficat de pește? Da, îți dai seama. Dar și pe ăla cu părul de la gură, da, un sfat pentru vârsta de 20 de ani. Ferrari, ai prieteni prin Alba Iulia? Da, sunt în Sibiu. Frate, am 25 de ani, câștig 3.000 de lei pe lună, dar am datorii de 15.000 de lei de la jocuri de noroc. Oricât aș încerca, nu le pot lăsa un sfat. Frățiorul meu, ține-te mai mult de muncă, încearcă să-ți faci o gagică, să... dar să o iubești, că dacă o iubești înseamnă rușinea aia, nu poți să te duci nepregătit la ea așa și devii mai responsabil. Banii îi faci. Și fă-ți un hobby, fă-ți de lucru, ocupă-ți timpul cât mai mult, du-te la sală, fă ceva, ai înțeles? Că dacă ai prea mult timp liber, ai înțeles?
Și de plictiseală suferi de non-adrenalina aia artificială, suferi de fluctuația asta, să-ți sară inima în piept degeaba. Ferrari, care a fost primul tău loc de muncă? Primul meu loc de muncă... Am fost la betoane de-astea, la beton, cărămidă, descărcam cărămidă. Asta, al doilea loc de muncă, montam uși și pe aia nu mai am muncit niciodată. Zine o vrăjeală de agățat. Păi pizdă când vrei să zic eu, mă, vrăjel de-astea. Câți bani ai făcut până acum aproximativ din YouTube? Nu știu, frate. Am făcut vreo 20 și ceva de mii de euro, 30 și ceva de mii, 40 de mii de euro, nici nu știu, chiar nu știu. Ești arogant aici cu paranormalul tău, explică-ne de ochiul. Da, există prietenie între un băiat și o fată? Nu există prietenie între o fată și un băiat. Toreloiul Alexandru, nu există. Există doar atracție din partea unui membru sau altul. Din punctul ei de vedere ca și femeie, există prietenie, dar până la un moment dat. În general, pizdoii ăștia care se dau prieteni cu femeile, ăștia sunt niște burețari. Ați înțeles? Sunt pizdoi de oameni. În general, bagabonții care, îți dai seama, nici nu trebuie să greșești verbal cu femeia, trebuie să știi să o apreciezi la valorile ei maxime, nici să-i dai prea mult nasta, știi cum e. Nu poți să zici luna, ești proastă, dar de ce pui aici, că ești proastă, dar ce faci, ești proastă, ești cea mai proastă. La un moment dat femeia se satură și chiar dacă nu spune și există oarecum nivelul ăla de respect sau frică sau chestia aia bărbat-femeie, înțeleg, nu spune și se duce la muncă și vine șoarecele la birou și zice, a pus un lucru de aici, aici, mamă cât de deșteaptă ești, ce-ai spus? Sunt deșteaptă? După atâtea cuvinte urâte că ești proastă, ești proastă, proastă, vine șoarecele de birou și zice că ești deșteaptă. Ai înțeles? Și eu bagă șoarecele de birou și rămâi fără ea, ai înțeles? Fără proasta ta. Și faci o greșeală care nu mai poți repara și ești obligat să-i dai la muie, să-l fuți în cur și pe el și pe ea. Ai înțeles? Da. Dacă sunteți amândoi de ajuns de matur și aveți încredere unul în celălalt, există? Crede-mă. Nu am înțeles, Alexandru Doble, dragă, dragă, pânți-l bagă, da, ceva de gen. Jocurile rele poți lăsa dacă nu ai anturaje care te duc la... Blalalala. Mă refer, sunt oameni între oameni. Mă refer că sunt oameni între oameni, sunt. Vă mulțumesc frumos pentru timpul care ne-l acordați. Vă mulțumesc frumos. Nu e o rușine să muncești, bă, stai chill. Nu e rușine să muncești, cine dracu a zis? Bă, Alexandru Doble, ești nebun, mă, ce mă? Ferat, rog eu, spune-mi și mie cum trebuie calificat. Ferrari, zici că ești Eugenie. Da, nu-i rău. Ferrari, cunoști pe cineva în Sârbenci, o rogând la Doamne, Doamne, mă refer la prieteni între un băiat și o fată. Și o fată nea Mădălinei. Chiar există? Nu există, băi, Alex Dobre, prietenie într-o fată și un băiat. Nu există. Nu există. Există undeva, să plafonează chestia asta de băiat și fată și există o compasiune ascunsă care moralul o refuză, pula mea, lasă-mă bă frate că nu stau să te explic, moralitatea ta o refuză, dar creierul o percepe ca și plăcere și vezi ceva, nu există prietenie între fată și băiat, nu există, există la toate discuțiile, la urmă să termină în pat, nu există așa ceva, prietenie între o fată și un băiat, nu există, n-ai cum. Dacă ai putea participa într-un film, oriunde, ce film, care ar fi în ambiție acum? Îmi las fierbinți, frate, i-aș face pardaf, aș râde cu ea, cu nebune ea să-i fac pardaf. Să-i stric ca la mine la țară, să folosesc eu regionalismele alea. Mă doare schinarea, hirai al dracu, scoală-te, sculamentosule, trebuie și bulgi vaca, că intră vaca la barin, telefonistru, porumb, și ne omoară românul. Așa făcea mamaia și multe alte chestii. Nici atâta nu vezi, mâncate ar șancărul și buba. Înțepenite ar să te înțepenească, maică, mamaia Marcela, legendă, legenda familiei Ferraru. Te-ai luptat vreodată cu depresia? Da, frate, depinde ce fel de depresie. Cu toții ne luptăm cu depresia, depinde ce fel de depresie. Ajunsesem la un nivel de depresie în care dacă aprindeai lumina, îmi face rău, credeam că îmi face rău. Sunt mai multe leveluri de depresie. În general sunt stările de anxietate care pot fi controlate, ai înțeles? Depinde. În general face atacuri de panică. Atacurile de panică sunt degajate prin mai multe stări. Ori îți transpiră mâinile, ori simți o gheară în piept, senzație de nod în gât, bătăi repetate
tensivitate ale inimii, ai înțeles, tahicardie, căcaturi în astea, senzația că ți înghizi limba și mori, senzația că faci infarct și mori, dar în general creierul mic nu mai știe ce să transmită la creierul mare, creierul mare nu mai știe ce să transmită la creierul mic și automat sângele se blochează în mușchi, ai înțeles? Și mai ți se oxigenează creierul cum trebuie. Te așezi pe vine și sufli într-o pungă așa, știi? Ca să poți să-ți oxigenezi corpul și e ceva dulce în gură. Așa, dacă niște minerale sunt foarte bune pentru corp, coenzima Q10, vitamina A plus D2, Beviplex, adică Beviplex sunt B-urile în corp, vitaminele B, odihnă, fără stres, lăsăm deoparte multe căcaturi din astea, da. Atacurile de panică vin cu odată cu maturitatea în general. În general, oamenii deștepți fac atacuri de panică sau care pun prea mult preț pe corp. Nu dă atenție prea mult corpului. Corpul oscilează. Într-o zi ai niște bătăi, într-o zi ai alte bătăi ale inimii, într-o zi ai o tensiune, într-o zi alte tensiune. Nu trebuie să-i dai prea mult atenție. Ferraru, cum pot să mă simt împlinit sufletește? Alexandru Sebastian Bacar, fă un copil, frate. Dacă ai un copil și nu ești împlinit, e problem. Îți e frică de moarte? Sincer, da, îmi e frică. Tuturor ne e frică de moarte, chiar dacă negăm lucrul ăsta. Mi-e frică. Omul de ce nu poate să controleze sau ce nu știe că există, este frică. Clar, trebuie să ne ducem undeva și să dăm o socoteală cuiva. Nu poți să trăiești atâtea lucruri frumoase și urâte degeaba. Bine ai venit la doctorul Ferraru. Bine ai venit la doctorul așa. Hai un pic cu joc. Imaginează-ți că fac cu mâna, o să vezi o mână ferită. Imaginează-ți gheață, o simună. Da, e un joc psihologic, îl știu, dar de ce aș părerea și eu înainte, spune Modălin, deși le spuneam fetelor, făceau handicap mai ușor că nu mai văd. Ce ai tatuat pe brațul drept? Niște prostii. Niște tatuaje ca să-mi stea bine, așa credeam eu. O să mai vii prin Roma? Nu cred în viitorul apropiat. Scuze, proful, salut Ferrar, ne poți spune ce mai amuzate momente din viața ta? Sunt foarte multe, frate, și atacuri de panică când crezi că dimineață vin mascații la ușă. Nu neapărat, frate. Ai o frică așa, e mai nașpa când se bolnăvește creierul. Ai înțeles? Ce crezi că este fericirea? Un domeniu ascuns pentru inimile noastre seci din ziua de astăzi. Empatie, mai bine zis. Ce este empatia? Nu ai de gând să te însori și tu ai 40 de ani. Da. Mai ești tovarăș cu conacul? Nu. Când te căsătorești trebuie ca partenerul tău să-ți fie cel mai bun prieten. De ce? Simplu că te căsătorești, faci o dragoste, iubire și încredere. Frate, nu te leagă un act sau un parteneriat. Te leagă, vine în 5 minute un om și îți arată de ce n-a mers cu toți oamenii din jur. Depinde cum te regăsești tu. Ca să fii un bun concubin, trebuie să fii, știți discuția ca femeie, o lady pe stradă, o târfă în pat și o bună gospodină. Ați înțeles? Că bărbații au plăceri și să mai duc și la una și la alta. Ai înțeles? Dar când ai copii, să mă iertați voi, nu mai poți să-i tragi o muie luna, că știi ce zic? Ai copii. Nu mai poți să-i faci căcaturile astea cu nevasta ta, pentru că gustă ciorba la copil. Ați înțeles? Și de-aia bărbații e făcut să fie menit păcatul. Ați înțeles? Bărbații au chestia asta cu muia în cap. Se vede că ești crescut în stradă. Îmi place mult stilul tău. Te pup. Ai văzut cazul de la Ploiești cu Gemini Amici? Da, frate, m-am îngrozit. Păi, frate, m-am îngrozit. Ferească Dumnezeu. Uf. Dacă mănânc o dată pe zi și nu dorm noaptea și ziua dorm mai mult, stau închis, ies afară, în casă e depresie. Oarecum da, fratelui, este depresie. Vrei să-ți găsești liniștea și să stai liniștit când... Dacă faci din noapte zi și din zi noapte e o problemă. Încearcă să te echilibrezi, ușor, ușor, nu-ți... Dacă mănânc o dată pe zi, da. Fratele, mai știi videoclipul ăla cu tine și cu băiatul care i-a trăit? Du-te, mă, lasă-mă în pace. Îți pare rău că fumezi foarte rău. Ca să fii șmecher, neapărat trebuie să ai faptele în... La nivel de stradă, da, dacă vrei să fii ceva, trebuie să ai faptele, fapte de care nu ești demn mai târziu și fapte care trebuie să fii o bestie cu oamenii, asta la un moment dat. Să-ți câștigi o șmecherie doar prin papagal e foarte greu, trebuie să fii făptaș și faptele costă ani de libertate și practic pușcăria este legitimația ta de șmecher, așa din gură toți lătrăm, a pușcăria e grea, să vezi
când te caută familia și spală scări de bloc sau să duc la muncă ca să spună ție pachete. Ai înțeles, exact ca și un prost. Nu e greu pentru el, e greu pentru cei din jur. Așa e și acolo. Pentru tine nu e atât de greu. E greu pentru cei din jur care vezi că e nenorocit. Șmecher să fii înseamnă să înveți carte, să faci ceva, să faci un progres pentru umanitate, să te dedici. Dar uitați-vă la Ferraru, încearcă să învățați de la el că... Par genul ăla de om care a făcut toate prostiile din lume. Bă, frate, chiar așa e. Le-am făcut pe toate și mulțumesc Dumnezeu. Mai am să fac una. O să mă culc cu un bărbat și aia e. Le-am făcut chiar că pe toate. Mi-am cerut scuze de atâtea ori când poate n-a fost nevoie. Mi-am făcut și porcării. Am făcut toate porcăriile. Mai am să fac asta cu un bărbat și aia e. Să mai umblu la spate și gata. Sunt calificat. Ce să mai zic? Pot să plec liniștit la locul meu. Zine și nouă o poveste cu mamaia legată, te rugăm. Nu pot să spun profule pentru că le țin pentru mine. Mamaia, practic, pentru mine este o parte din inima mea și din viața mea. Pe mamaia o iubesc mai mult ca pe mama. Ea m-a crescut. Mamaia Marcela. E jale cu ea. E jale cu mamaia. N-ai avut atacuri de panică de la jocuri? Nu. Bravo, frate. Deci, faci, vorbește așa. Câți bani ai pierdut cel mai mult într-o seară la barbut? Nu pot să spun în sume, șefule, pentru că nu este o mândrie. Era înainte o fală țigănească. Câți bani am pierdut eu? Foarte mulți. Cu mult peste așteptările tale. Cu o diplomă de procuror ești... cu o diplomă de procuror ești șmecher adevărat? Da. Ești cu o diplomă de procuror. Pentru că... automat, dar depinde, trebuie să faci parietatea, frate. Trebuie să fii om mai întâi de funcție. Om. Ferrari, ce părere de se aude de faraon la Madrid? Niște speculații, niște prostii, niște căcători. Nu mă interesează subiectul. Sunt ambii prietenii mei și el și dobitocul ăla de Stoica. Nu mă bag, ei știu ce au de făcut. Ce să zic? Să se certe. Sunt mari, sunt vaccinați, ambii sunt vagabonți grei. Ce să zic? Ei știu. Ei știu. Povestește-mi cum, cum ți s-a părut pușcăria în România, cum erau oamenii și ei tăcât, te văd un om super inteligent. Foarte greu la noi, la curcănărie. E foarte greu. Două garsoniere. E puțin. Ce regret cel mai mult în viață? Nu regret absolut nimic. Așa, ce face șeful amic? Doarme. Kempo, ce faci, mă, futu-ți biserica, nati? Te pup, Ferrarule, te pup, mai fă pe pictorul, nu, sună o poveste foarte amuzantă de la o beție. E că ai face mult probabil dacă povestiți scene din viața ta comice. Frate, le țin și eu, trebuie să fiu și eu un pic mai secretos, un pic mai alea, nu pot să mă dau chiar așa pe față. O să vedeți cu tipul când o să mă apuc de vloguri, o să vedeți niște chestii foarte mari, foarte inteligente pentru tineretul din ziua de astăzi. Sper să mă distribuiți în masă, să dați like-uri, să mă distribuiți pe paginile voastre de Facebook, de Instagram, de orice, ca să pot să fiu vizibil pentru toți oamenii din România. O să încep cu chestii foarte, foarte, exact viceversa de ceea ce fac noaptea. Ați zis ziua, un jurist. Un polițist în acțiune, iar noaptea o scursură care înjură pe toată lumea. Da, o să formez îngerul bun și îngerul rău. Cum de îngerii sunt descriși ca lucruri frumoase? Ce să fac, Ferrari, să scap de impresia că sunt inferior? Mereu am trăit cu senzația asta. Nu contează. Măi, frățiorul meu, inferior nu ești și nu o să fii niciodată. Din moment ce te-ai născut, ai dreptul la egalitate. Automat ce toți oamenii respiră și tu o faci, ai înțeles? Ai un lucru comun cu ei și când ai un lucru comun cu un om, ai înțeles? Te face egal. Pui tu preț pe alte lucruri și nu ai un pic de încredere în tine. Ai nevoie de un pic de muncă din partea ta și pe aia niște bani să-ți creezi niște prieteni de ăștia falși pe lângă tine, să vezi cum banul primează și îți dă voie să vorbești, te vindecă, îți dă voie să faci una, să faci alta, te faci auzit când ai înțeles, ai păreri, ai înțeles când ai bani. Înțelegi? Banii sunt primordial, nici de cum. Banii, căcaturile astea și oamenii sunt niște animale care fac negoț și te vinde și te cumpără după cum cred ei. Îl știi pe o geacă, ai două dorințe, care ar fi acelea? Nu pot să ți le spun.
Întotdeauna când vă doriți ceva cu adevărat, niciodată să nu le spuneți nimănui și nici cu voce tare. Pentru că cel ce veghează pe pământ aude și vă pune stopure, adică dracu. Exact viceversa. Cât timp ai fost închis? 4 ani și 7 luni. Ce părere ai despre poliția din România, că ar trebui să schimbe poliția? Frate, sunt oameni care își fac treaba, cum sunt și oameni răi, sunt și polițiști răi și polițiști buni. Sunt oameni care chiar își fac treaba, sunt și scursuri care, na, trebuie să existe și chestia asta, poliția, pentru că, na, altfel ne-am dat în cap unul la altul. Și ce zic? Mai ești tovarăș cu stresul? Cine ăsta, mă, frate? Frate, salut! Unde ți-e ciocanul? În pantaloni. Ai avut conflicte cu penitenciara, ținând cum că te știi cu majoritatea șmecherilor? Nu, n-am avut conflicte cu nimeni. Eu am făcut detenție foarte mulți ani în urmă. Intrăm pe Discord. Da, da, Negoș, da. Ce părere ai de școala românească? Băi, sistemul educațional este foarte învechit și nu pun bazele pe altceva, să îndrume copiii, să facă ceva, să făurească ceva, să progresăm, să învețe arte, meserii, să fie dulgheri, fierari, betoniști, zugravi, să progresăm, agricultori, etc. Toți vor să fie la birou. Pe cine pula mea mai spală pe jos dacă toți vreți să fiți la birou? Ai înțeles? Și culmea este că... Na. Deci nu vreau să mai zic nimic, caca. Câți ani de pușcărie ai băgat în total? De auzi, mă, ce mă întreabă. Du-te, dracu, mă, de aici, de microbul, dracu. Tu chiar ți-ai băgat papuci la microunde? Da, frate. Dumnezeu să-l ierte pe prietenul meu Nicu, că tu n-am atata. Intrăm, mă, Alexuța, suntem acolo. Imediat. Nu mai ținem live-ul mult. Maxim 5 minute. E omul care m-a învățat să pur briceagul la mine. În tinerețele lui așa era. M-am foarte și rău. Bang, îl deschideai. Mor, facă de tai. Așa, Dumnezeu să-l ierte. Am murit acum cu COVID-ul. Un țigan mare. 160 de kg. Mamă, să mișca rachetă. Boxior. Oarecum am crescut pe lângă el și m-a sunat repede, eram la început, aveam 16 ani, aveam să mă apuc. Cum e trebuie repede când ne-am luat cu unii cu tare, cu tare și n-aveam o singură preche de adidas. Și n-aveam unde să-i usuc și am băgat în cuptor, dar nu cu microunde, frate, am băgat în cuptorul ăla. Și credeți, bă, fraților, mi s-a topit adidas și mâncava și am plecat cu adidas și când i-am luat în picioare, am luat calzi și s-a făcut așa, nu mai puteam să-i dau jos, am luat cu tot cu piele, să moară familia mea. Mai e briceag acum? Nu, frate, nu mai pur briceag. Briceagul meu e aici. Vorbele care taie, ai înțeles? Și vorbele sunt cele mai păcătoase, taie și spintecă vorbele. De ce ai fost închis? Am fost un băiețel rău și n-am primit cadouri vreo 4 ani. Am fost închis pentru niște fapte în care mi-este rușine acum în calitate de tată, familist și youtuber și om care ține un discurs aici. Din cauza sărăciei. Mi-am dorit mai mult, a trebuit să fac, să am și cam atât. Pușcăria vă mâncă pe toți șmecherii. Bianca Bătrânu. Mulțumim frumos. S-a mulat pe picior. Lăutarul preferat. Adrian. Ce părere ai despre Nuțu Cămătaru? Crezi că e cel mai greu din țară? Nuțu Cămătaru este o legendă. Nu putem să vorbim. Nu pot să am eu o părere despre Nuțu. Nuțu este o legendă și... Da, frățica am un prieten ateu. Acum îl conving să-l îmbrățișez pe Dumnezeu. Nu poți să-l convingi vizirul mad, pentru că înțelepciunea nu poate fi băgată în cap cu forța. Niciodată. Ceea ce vine de la sine. Sunt oameni care le explici ore întregi, luni întregi despre situația ta și nu te înțeleg sau să prefacă să te înțeleg așa și oameni care nu schimbă un cuvânt și te înțeleg. Exact asta. Ceea ce fă-ți datoria ta morală. Explică-i încet, calm, și încearcă să îl iubești, nu să îi impui niște lucruri. Pușcăria e un lucru unde toți se duc dracu. Da, citiți numele când puneți pe pușcărie. Bă, Ferrarule, te urmăresc non-stop, inclusiv pe WC-ul. Bravo, Andrada, Ana, căcare plăcută. Ce părere ai despre sifoni? Ieși afară după live. Ieși afară, nu. Ba da, un pic mai încolo. Tu crezi un om șmecher? Te crezi un om șmecher pe București? Te auzeam că ai oameni și sunt curios. Să aveți o seară frumoasă alături de cei dragi pe care îi iubiți. Aura înțeleaptă, te pupă, Maura. Monica, du-o sabia, te bengheves. Am să te salut, ai văzut, a lăsat pe Sandu și pe Peter. Unde, dacă ai făcut pușcărie, ți-ai schimbat și mentalitatea, ai văzut prin ce ai trecut.
prieten cu familia Pian pentru 10.000 de omori. Doamne, doamne, cât de... Ce părere despre Alex Stoica? Un golan neoș, un nebun, cu etichetă, nu prost. Ce să zic despre Alex Stoica? Un băiat ca lumea, făptaș, ce dracu să zic de el. M-a enervat acum câteva zile, dar nu mai vorbesc cu el. Are gesturi de alea de mafiot. Unde te vezi peste 10 ani? Îmbătrânind lângă o blondă mică. Era bun un cache, ce dracu, noapte bună tuturor fraților. Vă pup, vă urez o seară frumoasă. O să vă bag melodia noastră de... După cum bine știți, melodia noastră, pe sfârșit. Am răspuns. Bună, Iasmina. Are un lucru când se culcă, 7 gânduri pe secundă. Și chiar dacă țipește, la 3 noaptea se trezește, la 3 noaptea se trezește. Din toate gândurile ai, un om nu-i dă liniște. Pierde zile, pierde ani, cu gânduri să facă bani. Din toate gândurile ei, un om nu-i dă liniște. Pierde zile, pierde ani, cu gândul să facă bani. Omule, la ceasuri foc, timpul nu rămâne în loc. Cu averea ce-ți rămâne, nu ai cum să-ți cumperi zile, nu ai cum să-ți cumperi zile. Și tragi rezema de-o scară, dintr-un cheștoc de țigară. Plângi că ai îmbătrânit și că ai rămas fără timp. Și tragi rezema de-o scară, fum cu fum dintr-o țigară. Plângi că ai îmbătrânit și că ai rămas fără timp. Salutare tuturor oamenilor care m-au urmărit, mulțumim frumos lui Daniel Stan, mulțumim frumos lui Mihai Loiu, mulțumim frumos lui cumătra Alexandra care a fost forță în noaptea asta, a dat numai shake-uri de-astea, numai nenorociri, mulțumim frumos lui Cristiunu, mulțumim frumos lui Dario Sică, mulțumim lui Jericho, mulțumim lui Claudia, mulțumim lui Găudradu, mulțumim lui Viorel, mulțumim tuturor oamenilor care mă apreciază, mulțumesc la toată comunitatea mea frumoasă. Vă pup, vă iubesc, vă respect, vă mulțumesc că îmi țineți canalul în picioare și că aveți încredere în mine și că ați avut încredere în mine de m-ați adus până aici. O salutăm și pe Cristina Ivone. Domnișoara, păi dacă Ferraru vrea să vorbească cu mine, intru. Păi domnișoara Ivone, ai venit foarte târziu, sunt foarte, de foarte mult timp în live, ce să zic. Na, și chiar nu la ora asta n-am timp de etapele tale sex scârbos. Ești frumușică păcadă tine, că să moară 2-3 de nu meriți un mare topor în spate, o bardă din aia, da, până îți revii tu. Ești un caracter frumos tu, Cristina, doar că ești spurcată rău la gură. Într-o viață anterioară nu știu ce dracu ai fost.
Nu vreau să spun. Vă pup, fraților, pe data viitoare, dacă v-am distrat și v-a plăcut de mine, aștept un like, o distribuire pe Facebook, pe Discord, pe toate astea, pe... distribuiți-mă să fiu vizibil pentru toți bulangii ăștia care nu mă suportă să le fac în ciudă. Andreea Buricioiu, Eleno, te pup, Eleno! Mulțumim frumos, ciao, hasta luego, numai bine copii, ne vedem pe Discord, 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 Discord!